Bună dimineața! Băi, mă aud? Trebuie să fac o probă aici cu voi. Pentru că am lucrat un pic la sunetul ăsta, la setările astea de la microfon. Și tot îmi arată că mai urcă ceva, mai prinde un zgomot, dar nu știu ce. Stați o secundă să văd și eu cum aud. Stați, opresc muzica. Neața, te auzi? Asta mi-am dat seama, dar vreau să văd cum aud, că tot îmi arată că parcă ar mai prelua ceva zgomot, nu știu ce. Stați o secundă. O să mă aud iar și eu. Trebuie să opresc un pic muzica. Să dăm un pic înapoi. Bă, eu zic că-i giugiuc. Mamă, deci din ce-mi dau eu acum seama, acum mă aud, Prime, ești nebun? Față de cum auzeam, acum mă aud, Prime? Abia acum se vede adevărata fața microfonului ăsta top. Ziceți voi că nu-i așa. Mamă, mi-e așa mi se pare. Mie așa mi se pare. Ce ziceți? Vă place cum se aude acum microfonul? Îl dau un pic mai încet, îl dau un pic mai tare. Azi dau un pic mai încet, că parcă prea... Mai ales când că eu țip și uneori vorbesc și mai tare. Ce ziceți, băieți, acum? De cum se aude? Mie, sincer, acum îmi place rău de tot. Mă aud ca la podcast, ca la radio. Hai să dau și eu drumul la live-ul de pe TikTok, bă, până mai scrieți și voi ceva pe chat, că văd că nu vreți să vorbiți cu mine. Scrieți doar așa, neața, te auzi, neața, neața. Vreau și eu un pic de interacțiune, feedback. Gata, a plecat și live-ul de TikTok. Și ia să văd cine-i cu mine. Marcel, Gabriel și Vlad, bună dimineața, dragilor. Băi, e cam dimineață pentru toată lumea. Vă cred. Și eu m-am trezit așa buimăcit pentru că am adormit târziu la 1:30. La 1:30 acum e târziu pentru mine, am îmbătrânit, bă, nu mai sunt ce eram. Și mi-a înfundat și urechea, zvai de curul meu. Cât credeți că am făcut la Weekend League? Stați așa o secundă, că acum facem sondaj, să văd cât credeți voi că am făcut la Weekend League. Cosmin, mersi mult de cadouri acolo pe TikTok. Mersi mult. Bă, stați un pic. A luat o razna tabul ăsta de TikTok, bă. Nu mai văd chat-ul ca lumea. Trebuie să fac așa. Îmi comprimă chat-ul pe TikTok. Așa, cred că e ok. Ia, stați așa. Cum fac sondaj? Cât am făcut la Weekend League? Un win, 14 win, 16 win. Care e următorul prag? 18, nu? 18 win. Ia, rank 1 nu punem, că n-am eu față de rank 1. Ce părere de așa în fundaș? Și e decent, dar acum sunt mulți fundași mai buni ca el. Uite, dacă mă întreb pe mine, un fundaș foarte, foarte bun mi se pare Marquez ăla de la SBC. Stați așa. De ce se vede oare artefactul ăsta aici? Cred că e prea aproape de mine ăsta. Nu, că tot se vede. De ce se vede? Oare? Că doar lumina-i dată la maxim. Oh, ce-ai făcut, băbiță? Acum nu se mai văd, dar se prea portocaliu, bă. Nu-mi place. Înțeleg de ce se văd, că doar nu se vedeau artefactul. Cred că e prea aproape de mine green screen-ul. Stați o secundă așa. Îl dau un pic mai în spate.
Stați așa. Ia să văd. Acum tot așa? Tot se vede. Păi ce am, bă? Că nu se vede. Mă enervează. Hai că parcă e un pic mai bine. Un pic, nu mult. Aici tot se vede în colț, dar nu știu ce să-i fac. În fine, în fine. Ia să vedem ce zic băieții mei în sondaj. Mamă, cine a mai intrat? Marius, Ioan, bună dimineața, dragilor. Pe TikTok? Cine e? Doar frate meu. Bine, mai sunt câțiva băieți, dar nu vorbesc. Hai, bună dimineața. Bine. Păi, eu am ăsta pornit, am ăsta. Salut, ce faci? Foarte bine, adică bine, sunt așa un pic... Băi, pentru băieții care au intrat acum mai târziu pe YouTube, vă place cum se aude acum microfonul? I-am făcut ceva modificări, vă place cum se aude acum vocea mea? Așa de dimineață de... România 1, mersi mult de trandafir, salut Iulian! Pe TikTok, din păcate, nu am cum să pun filtrele astea, să mă auziți așa, cum mă aud pe YouTube. Dar dacă vreți să vă bucurați de... cum îi zice... Uite, pot să dau aici antifonare un pic. Aia. Bine, oricum, tot nu se compară cu filtrele astea de la... de la OBS. Ceva din pachete n-am deschis încă, n-am deschis. Avem de deschis Icon la Codrin, Icon la Alex Dițoiu, Icon la Bogdan Tamaș, Icon la mine, o să facem. Avem de deschis vreo aproape 50 de pachete la mine, toate top. Deci avem treabă. Salut, arată-te, rog, echipa ta. Acum am făcut-o pentru obiectivul ăla cu Insigne, bro. Stai așa. Dar vă arăt cum am jucat eu la weekend. Deci, ca să nu mai tălăgrăgeala, pentru ăștia care sunteți hateri, 40%, băi. Că n-aveți încredere în mine, bă. N-aveți încredere în mine. Rank 3 am făcut aseară la Weekend League. Bă, am avut 15 cu 3. Și în penultimul meci am dat de un băiat, juca foarte bine. Bă, când un om joacă bine, n-ai... Deci, te retragi. N-ai ce să faci, te retragi. Omul mi-a făcut două faze cu Mbappé, am ieșit singur din joc. Am dat rage, cu Itanis, mulțumesc, te pup, spor în viață. No, foarte bine juca. Pe ultimul meci a dat adversarul rage quit, că m-am pus și eu pe joc, că m-a influențat ăla de dinainte și am făcut 16. Pentru ăștia care sunteți 45%, auzi că 14, auzi, bă, hatterilor, bă, totul a trecut, am făcut 11. Nu mai contează, dar acum m-am și pus. Asta e echipa făcută pentru obiectivul ăla, dar am jucat așa, l-am avut pe Okocha în echipă, cum ar veni, Okocha, am avut-o pe Majdrin echipă și aici Cafu. Și aici Rolfo. Cam asta a fost echipa pentru Weekend League-ul ăsta. Deschideam ieri pachete că nu dădea nimic și după ce deschid un obiectiv eu dăm de Drogba. Dar da, pe Drogba la toată lumea, bro. Nu știu. Vă zic sincer, eu nu prea aș fi deschis pachetele acum, că nu mi se pare cine știe ce promo. Aș fi păstrat pentru Team of the Season, dar până la Team of the Season mai fac eu alte pachete. Știți ce zic? Eu zic că mai fac pachete până la toți. Nu-i problemă. Bun, dragilor. Să începem pe opening. O să începem cu pachetele normale, da? Avem, bine, avem întâi premiile de Weekend League astea bune, după pachetele normale, și după avem cireașa de pe tort, cu iconuri, cu tot ce trebuie. Dați și voi like acolo, tap-tapuri, să crească pateul, să crească live-ul ăsta, să ajungem cât mai departe. Vă rog eu frumos. Și cam asta e, ce să zic. Cam asta e. Bine ați venit pe live. Bun, s-a votat, 45% dintre voi sunteți hateri. 27% au avut încredere în mine că pot face 16. Hai să încheiem sondajul și să dăm drumul la un altul. Ai dat like și subscribe? Bă, mă enervează că nu mai merge shift-ul ca lumea la tastatura asta. Trebuie să apăs mai tare. Da.
dau a. Cum cerșe tu. Începe sondajul. Toți când apare, cred că peste două săptămâni, ceva de genul. Cred că peste două săptămâni. Bun, hai să începem frumos. Păi, ăștia care n-ați dat like, dați și voi like, că vă văd. Vă văd ăștia care sunteți acolo. Dați acolo un like. Un like. Atâta. Hai să vedem. Am început bine. Întotdeauna mi-am dorit să prind un card de 85. Pentru asta am făcut eu 16, bă, EA Sports. Bine, altceva, un 89 mai merge, da? Dă, bă, și mie, bă. 86, mă. Hai că am început bine, băi. Am început bine. Suntem... Ce părere de Nunes de 90? Nu prea am dat de el, nu știu ce să... N-am nicio părere. Chiar nu știu ce să zic. Bă, astea sunt mai interesante, cu campaign mix. Deci putem prinde și Hero Fantasy, dacă nu mă înșel. Hai să vedem. 1 din 4... V-am zis că putem prinde. O să iau Acunia de 89, că-i fodăr. Și cred că ne apucăm de un icon ceva. Dacă tot ni l-a dat. Și hai să vedem aici. Încă unul. Da, bă, și mie ceva bun, bă. Oh, nu m-a fut fantasy. Donnarumma, bă. Mamă, ăsta e bun rău, Donnarumma ăsta. Donnarumma ăsta e bun rău în poartă, băi. Da, știți care e problema? Eu tot cu Barcelona țin. Să nu mai crească, băi. Să nu mai crească ăsta. E bun și de 91. Am dat de el și mi s-a părut foarte bun. 91 rating. Măcar, bă, trebuie să fie mai bun decât Casillas. Trebuie să fie mai bun. Cât costă oare? 100 și ceva, de... E bun. Trimite-mi ăștia în club și hai să vedem pe Acunia unde îl băgăm. Vinerea asta avem Team of the Season votați de comunitate. A, toți community avem? Serios? Ha, barna, bro. Eu acum doar joc jocul acesta superb. Hai să începem cu acest icon. Că cu o ruină toți suntem datori. Bun, Acunia e unul. Și Van Dijk ăla la un moment dat trebuie să renunț la el, că nu mai e Van Dijk. Bă, cine mi-a zis, mă, pe live-ul trecut că i-am dat cu XL-ul Marchizio? Că nu i-am dat, uite-l aici. Că mi-a zis cineva că i-am dat cu XL-ul Marchizio. Dar nu i-am dat. Și dacă îi dădeam, ce? Dar nu i-am dat. Ștefan, mersi mult de follow pe TikTok. Băieți, vă aștept și pe YouTube dacă vă face plăcere. Pe YouTube sunetul e mult mai calitativ și imaginea, atât am să vă zic. Că am lucrat un pic la microfon și pe YouTube mă aud ca la podcast. Cum auziți la ăștia, șmecheri, bă. Salut, Cristian. Uite, băieții de pe YouTube, ziceți-vă în chat, nu se aude mult mai bine acum live-ul față de live-urile trecute? Adică vocea mea. Nu se aude mult mai șmecher? I-am băgat filtre peste filtre peste... Recomand Parc de 92, e bun, bro, am echipă, am... Mie acum trebuie să-mi dea R9. Bă, cred că o să mă apuc și de Mia Hem. Nu știu de ce am așa o presimțire, că avem prea multe pachete top. Prea multe. Clar se aude mai bine? Păi nu. Păi nu. E altceva. Bă, n-am ce să... Peste două săptămâni avem Premier League toți? Ok, deci am greșit-o cumva. Bă, cu Molina asta nu o să joc eu. Ia să văd ce mai am de băgat. Am pe Prinț asta. Dacă o bag pe Prinț, fac trei echipe cu un card. Pe San Maximin îl mai păstrez, că poate apare vreun Nevo, frate, pentru el. Vreun Nevo mai interesant. De pe aici? Nu vine să bag pe nimeni de pe aici, sincer. Nu știu de ce. La Ogbene parcă era obiectiv, dar nu mai bat capul cu Ogbene. Hai să-l bag și pe culă în ăsta. Dar totuși poate reușim să facem cu... Da. Nu merge. Deci trebuie să... Pot să bag 85 aici. Doar că... Trebuie să bag 88 aici. Și dacă bag... Asta e aceeași chestie. Nu. Bun.
Dar dacă bag așa? Uite, așa merge. A, stai că 80 și... Ce prost sunt, bă. Să prostra, bă. Bun, hai să dăm submit. La primul squad. Marquez, aș vrea să-l fac și eu. Ce părere de el până acum? Eu îl joc CB. CB mi se pare foarte bun, Marquez, sincer. Și nu l-am crescut, că nu mai am evo-ul pentru el, că l-am făcut pe crouch. Baftă la ceea ce se numește încă joc de fotbal. Nu e joc de fotbal ăsta, bro. Hai să... Totuși, hai să nu jicnim fotbalul. Avem, după cum vedeți, 56 de pachete. Top, top, top. Nici nu știu ce să facem. Că sigur o să prindem foarte mulți fodări. Uitați-vă și voi ce avem aici. Uitați-vă și voi. Avem de alea 87 ori 4, 86. Aoleu, Doamne, ce ne așteaptă. Să dea naiba să nu prind și eu Pușcaș sau... Cine mai e top? Cine mai e top acum? Asta e pack tradable de la Weekend League, cred. Militao? Nu. No. Grabiel. Gabriel. Ah, Smalling, Ginger. Și de 84. Ah, nu e de la Weekend League, ok. Trimitem tot în club, ăștia 10 duplicates. Pixel. Dacă nu dă măcar... Păi, Jorginho e acum în echipa a doua? Eu nici nu știu, bă. Știu că e Pușcaș. Știu că e Campbell. Drogba. Ăsta e Haller. Jorginho e acum în echipa a doua? Mamă, dacă mi-a dat Jorginho ar fi bine. Vidic. Vidic la mare. N-ar fi rău Vidic la mare. N-ar fi rău. Băi, cine pe TikTok? Suntem 40 acolo. Mă ajutați și pe mine cu un like pe YouTube. Sunt live și pe YouTube în momentul de față. Am lucrat un pic la microfon pe YouTube. Se aude microfonul pe YouTube. Giugiuc. Și m-ar ajuta foarte mult dacă ați intrat și voi pe YouTube să dați un like. Să ridicăm live-ul. Și după care, dacă vă simțiți voi mai bine pe TikTok, puteți reveni pe TikTok. Du-te la transfer și ți arată într-o imagine echipa Fulia. Stai așa. La transfer... Jorginho, Vidic, Drogba. Bă, mie mi-ar face plăcere să joc cu Drogba ăla, că e fan de jucat cu el, cu centrări pe el și așa. Cordoba? Bă, la Hero e cam așa, nu prea mă dă nimic pe spate. De parc, Gisunga, la știu că e 5 cu 5, așa. Dar în rest? Nici la iconuri, v-am zis, parcă mai degrabă le-aș fi păstrat pentru toți. Uite, Roberto Carlos ăla pare bun. Un icon ar fi mișto, da? Hero și ăștia. Și sigur o să-i prind pe toți ăștia slabi. Sper. Că am mai deschis eu și nu mi-a dat nimic. Am făcut picul de 88 plus și am luat Dembele. Bine rău, Dembele ăla. Bine rău. Mai ales după upgrade-uri. Rachetă. Felicitări pentru el. Lăsiți că e bun și el. N-are loc în echipa mea, bro. Odată ce fuge spre poartă, nu mai... Mamă, m-a omorât. M-a omorât Drogba, am dat de 2-3 ori la weekend-ul ăsta de el. Nu m-au bătut adversarii cu el. Că nu erau adversarii foarte buni. Dar ca și card. Bă, băiatule, făceam tackling cădeaua mei pe lângă... în fond, bine. Făceam tackling cădeaua mei pe lângă el. Deci era spectacol, bă, tată. nu știu cum. E, Drogba. Nu sunt niciodată când mi-a luat Jorginho footbird. Bro, eu uit. Că-s bătrân. E bătrân tata aia. Nu mai sunt ce eram. Toni Kroos. Bă, îmi dă workout-uri, asta e bine. Și eu, ăsta e tradable, atenție. Atenție că jucăm în altă ligă deja, cu carduri tradable. Fiți atenți, câte like-uri avem? 33. La... Bună dimineața, domnul Alex Zițoiu. La 150 de like-uri avem primul icon. Să scrie cineva în chat ca să pun mesaj pin. La 150 de like-uri dăm un primul icon, indiferent dacă terminăm pachetele la mine sau nu. Mamă, uitați-vă câte pachete am. Salut, Traie, bună dimineața, bine ai venit pe live. Domnul Alex Zițoiu, cum se aude acum microfonul? Cum aud? Cum se aude vocea mea? Am lucrat la el. I-am făcut așa, i-am dat un pic de magie. Zim. Asta-s trade-able, ia vedeți. Hai să vedem. 85 plus 2, trade-able. Dă băi și mie ceva special.
E inform. Da. Mă duc să o las pe Ana la work și îți dau share. Nu e grabă, nu e grabă. Nu e grabă. Ca la radio, asta mi-am și dorit. Sper că... Na, ce zic? Sper că acum vă simțiți și voi bine aici. Ce pare de Ococea? Foarte bun. Mie îmi place Ococea. Nu știu, mie îmi place Ococea de 90, chiar îmi place. Vani, să nu jucat cu el titular la Weekend League. Asta e Bernardo Silva, cred? Da. Astea sunt premiile de la Weekend League, cred, 85-3. M-a umplut de respect. Iar. Dar nu mai contez, că avem multe, multe pachete, după cum vedeți. Uitați-vă ce aici, bă. Stai, doamne. Cum era bă, vorba aia? Olele, doamne, dar cine zicea? Ne-a mărit miliardar. Nu? Opa, double walkout cu inform. Barnes. Mă doare capul și pe mine, că am adormit târziu. Alex, mersi mult de follow pe TikTok. Băieții de pe TikTok, o rugăminte am de la voi. Haideți și voi pe YouTube. Dați un like, un subscribe să crească live-ul, să crească pateul și după care decideți voi dacă vreți să rămâneți pe YouTube unde se aude și se vede mai bine sau vreți să vă întoarceți pe TikTok. Dar mă ajută și pe mine un like acolo pe YouTube. Sau niște tap-tapuri pe TikTok să ridicăm live-ul. Vă admit la meciurile României? Păi n-am niciun bilet, bro, la meciurile României. Ce să caut eu acolo, că nici nu mă primesc ăștia la 2 km de stadion, bă. Tot am venit de pe TikTok. Mersi mult, Victor. Bine ai venit. Zi tu, nu se aude mult mai bine pe YouTube decât pe TikTok? La 150 ani că deschidem bro. Mamă, Sergio Ramos, bă! Regele! Regele Sergio Ramos. Mamă, dar îmi dă o grămadă de informe. Asta e bine. Asta e bine. Promul ăsta m-a tratat cum meritam de mult. Am luat Alovairan, Drogba. Alovairan și Drogba doar. Da, e bine. Tot e bine. Chiar e bine. Am deschis și eu pack-ul de pe store și am prins mulți hero din ăștia și... Și Col, bă, dar uite, vreți să vă zic un adevăr? Nu mă dă, mă, pe spate Col. E decent, dar nu mă dă pe spate. Aici se aude super bine. Aia zic. Mersi mult celor care dau tap-tap acolo pe TikTok. Să ducem live-ul ăsta cât mai sus. Am 40 de informi, eu nu prea aveam. Cred că mai aveam unul, dacă mai aveam unul. Salut, am venit de acasă. Unde? Unde ai venit de acasă? Uitați-vă aici. Băi, deci 86x2, 85x4, 85x4, 85x3, 85x3, 85+. Astea 80+, oricine astea sunt mai slăbuți. Dar bine, și din astea poate să dacă ați văzut că am prins walkout. Stați așa că mai vin. 84+, 84x2, 81x11, 83x3, 83x10, 86x3, 86x3, 83x20, 87x4, 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 87x4. Deci, uitați-vă ce pachete avem. Să dea naiba să nu prind și eu. Nici nu știu ce vreau. Vidic. Bruno Fernandes, mamă, îmi dă o grămadă de foder, mă. Și ăsta a fost pachet 80 ori 5, nu? Ceva de genul. Dar e bine, e bine. Dacă nu dau Nike, mă tund Stilar 9. Bro, nu m-aș risca cu declarațiile astea, că totuși e EA Sports. Nu m-aș risca. Am la tale de la Golazzo, nu mi-a dat nimic, am făcut aică nu și mi-a picat Van der Sar dublură. Mă, săracu. Pare rău pentru tine, bro. Am luat și eu săptămâna trecută alea de la Golazzo și n-am prins nimic. Bă, deocamdată n-am prins nimic, niciun hero, niciun, dar pachetele forță. Cine este, Rodri? Mamă, îmi dă o grămadă de fodări, bă. Oare să mă apuc de Mia Hamm? No, ha? Să mă apuc de Mia Hamm? No, face mai că nu prima dată și după vedem. Oricum, face mai că nu. Poate facem și mix campaign-ul, deși nu cred, nu știu, vedem. Și după ce facem cu dublurile? Ne apucăm de un icon ceva, de un card, nu? Neața Robert. Am nevoie de un striker, consider Lunezi Bisica striker valid? Mia Hamm, bro. Miuța e rachetă. Cine stă? Isco. Isco Asensio. Isco, auzi. Să și eu mă pricep. Doi de la PSG. Da, ce-i drept e cam scumpă Mia Hamm. Mai ales că e cardul base. Și săptămâna viitoare apare Team of the Season, știi? E un pic cam scumpă. Dar, na, m-ai întrebat de un singurul care merită, știi? Care e cât de cât bun de acolo. Asta e chestia. 81x2. Da, microfonul un pic mai jos, așa.
N-a fost atent. Da, n-are ce să fie. Da, bine. Cred că aștept tot să-l schimb pe Genoa Base. Bă, sincer, așa recomand și eu. Să așteptați Team of the Season. Eu le deschid acum că sigur mai fac pachete până la toți, da? Săptămâna viitoare apare toți? Din ce am înțeles, da. Și că vineri acum apare Team of the Season Community. Și Premier League-ul, cum ar veni, peste două. Aoleu, 84. Asta e. Și vinii e bun? No, vinii mi se pare mult prea scump, bro. Pentru statsul pe care le are de șut și așa. În momentul ăsta al jocului... Ne. Nu mi se pare că merită. Neața Rareș. Ococea de 90 sau Francescoli Evo? Ococea. Ococea pentru că se mișcă mai bine și are și skill moves. Asta pentru mine. Asta pentru mine. Băi, de să pun eu, că văd că... N-a scris nimeni, stați așa. La 150 de like-uri avem primul icon, băieți. Așa că dați like acolo dacă vreți să vedeți icon-ul cât mai repede, știți ce zic. Uite așa, punem aici mic, să nu deranjeze. Și hai să-i dăm bătăi. Ce mai avem? Mai așa, mai slăbuți. Hai cu 81-11. Hai să vedem. Franța. CDM? Hai, ceva. Fată, femeie. Mamă, 85, cel mai mare din 81-11. Aștia toți sunt duplicate. XL. Dan, Vlad, Ștefan, mersi mult de cadouri pe TikTok. Mamă, mi-a trimis Dan Claudiu, nu știu ce aia, Planeta Neptun. Mersi mult de cadouri, băieți, mersi mult. Băi, am văzut acum că se poate face pe TikTok. Fiți atenți ce se poate face pe TikTok. Am primit în dimineața asta... Stai, ce-am făcut? Am primit notificare... Stați că nu știu cum. A, uite așa. Aici. Așa. Fiți atenți acum. Fiți atenți acum, aia. Care e cea mai întrebată, cea mai pusă întrebare pe toate live-urile de FIFA? Ce faci, frate? Bine, tată. Cu FIFA, cu astea. Nața, moșu, cum să nu primim cu like-ul? Moșu, cât crezi că am făcut la Weekend League? Că ăștia 40 ceva la 100 din băieții de pe chat-ul meu au greșit. N-au avut, nu au ghicit. Cât crezi că am făcut eu la Weekend League? Fiți atenți acum, cea mai pusă întrebare pe live-urile de FIFA. 16, animerii moșu, mă. Moșu, bă, se vede caracter și creier, băi. Experiența, tată, experiența. Ia, fiți atenți acum, cea mai pusă întrebare pe toate live-urile de FIFA. Ți-ai băgat? Nu, aseară chiar am vrut să joc. Gongianu, mersi mult de minge acolo pe TikTok. Mersi mult, bro. 15.000 de la Gongianu, el ne-a mai donat, că îl țin minte. Eu, aseară chiar am vrut să joc, că eram așa, hai bă, să încerc. Am avut 15 cu 3 și la 15 cu 3 mi-a dat unul de mi-a dat reset, tată. Mi-a făcut două faze cu un bape, am închis jocul. Adică am ieșit, am dat rage quit și la ultimul meci am zis ce o fi, că după ce am dat de asta, juca ăla de rupea. Salut, Ghinea! Salut! Shop pe aici, mersi mult de Neptun. Mersi mult celor care trimit cadouri pe TikTok. Băi, fraților, suntem 62 pe TikTok. M-ar ajuta foarte mult prezența voastră pe YouTube. Dacă vreți să intrați, să dați un like. La 150 de like-uri avem și primul icon. Avem mai multe icon-uri azi. Și dacă sunteți cuminți, poate îmi dau o ruină totală și cu un pack de pe store. Deși, nu știu ce să zic. Avem pachetele deschis. Țin să menționez în continuare pentru băieții de pe TikTok, se aude mult mai bine pe YouTube că am lucrat la microfonul ăsta, am băgat niște filtre, mă aud ca la radio, ca la podcast, ca la ce? Băi, deci credeți-mă, se aude mult mai șmecher și se vede mult mai bine pe YouTube. Vă aștept pe YouTube dacă vreți, dacă nu vreți, tot vă aștept. Hai să vedem ce mai deschidem. Hai cu un 83x3.
Gongianu cu 17 trandafiri, mersi mult. Încă 3 trandafiri, se trimit cadouri. Inform, bine. Acum zine cât ai făcut, că ne ții în suspans. Păi am zis, bro, 16 am făcut. Cât mai durează EFC când se termină? În toamnă, bro, când apare următorul joc. Matei, mersi mult de trandafiri, bro. Și Daniel cu o minge, mersi mult, mersi mult. Gongianu cu încă 11 veverițe, mamă, se aruncă cadouri puternice pe TikTok, mă. Nu, s-au pus băieții pe trimis. Daniel încă, Gongianu cu 21 de se aruncă așa. Vine Daniel, vine Gongianu cu 21 de Neptunuri. Vine iar Daniel cu ceva, mai vine cineva, băi, băiatule, bă, potoliți-vă. Adică nu vă, adică ați înțeles voi. Mamă, uitați-vă ce pachete avem. Deci eu am 85 ori 7, 87 ori 4, 83 ori 20. Să dea naiba să nu-mi dea și mie ceva din toate pachetele astea. Hai că am deschis până acum 20 și ceva, n-am văzut nimic. 14 GG-uri, 16 GG-uri. Bă, dar stai mă puțin, cum vă sincronizați voi de trimiteți ambii GG-uri în același timp? Sunteți unul lângă celălalt? Sunteți tovarăși? Deci a trimis Daniel 14 GG-uri, a trimis Gongianu 16 GG-uri după încă 2 GG-uri. Sunteți tovarăși? Prea așa. Băieți, să-mi ziceți când vreți să băgăm un bingo. Că dacă vreți, mai luăm o pauză așa de la un pachet două, mai băgăm un bingo, ceva. Ce aici? Cum se aude Vlad, ia zi, cum se aude vocea? Cum se aude vocea mea pe YouTube? Față de TikTok. Zi tu. Așa a fost să fie, mișto, nu? Vezi? Bă, soarta aduce oamenii buni împreună. Atât am de zis. Trimitem asta pe transfer list, ăștia în club, ăștia de cu XL, nu? Se aude bine? Păi, vezi. Mult mai bine. Păi, vezi. Eu când zic, intrați, bă, pe YouTube, că e altceva, bă, că am lucrat la microfonul ăsta să mă aud. Giugiuc. Bă, dar astea-s premii de Weekend League, bă? Eu pentru asta am făcut 16 la Weekend League? Doamne, m-a omorât. Acum măcar mi-a dat donarul, mă, ăla, să-l vedem cum o fi în poartă. Ăștia-s toți de cu XL. Nu se compară calitatea de pe... Na. Nu? E mult mai ok aici. Bine, e și mai șmecher pe Twitch, ca și calitate, dar... Pe unde mai ești tot în Germania, deocamdată. 88. Și un inform. Hai să vedem unde băgăm informul ăsta. Îmi pare că se cere inform undeva la icon. Nu? Aici, uite, perfect. La uliță. Ba da, cum să nu. E. O să vină, bro, și vremea să... Și ce zic? Ce? 87 rating aici, nu? Acum am... Doar în form de 87 nu mai am niciun gold. Hai să-l băgăm și pe Rodri. Bă, n-am chiar atât de mulți fodări. Mă așteptam să am mai mulți, bă. Hai să-l băgăm și pe Musa. A venit timpul să ne despărțim și de băiții ăștia. Le dă rămân. Mama, am văzut, bro. Îți dai seama că e jale acum, da? O să fie bine, bro, când se termină lucrările, nu? Zic eu. Adică sper. Cum mai eres nivel 30? Eu nu sé, bro. Am jucando ce am făcut o experiența. Cum îi zic, bă, ăsta în spaniolă? Cum îi zic? Și încă mai este XP de făcut. Bun. Nici în Focșani nu e mai bine? Bă, nu știu dacă am fost vreodată. Ba da, de fapt am trecut prin Focșani, dar n-am fost gen așa să stau. Little FF, mersi mult de veveriță. How's your Udogi 90? Bro, it was an evolution for him. I made him 90 through an evolution.
Faci 88 plus? Cred că o să facem și un 88 plus. Nu mi-a dat niciunul din alea niciodată. Nimic. Mie mi-a dat Cafu. A, din Icon te referi. La Icon te referi la 88 plus. Să vedem ce-mi dă și mie. Vreți să vă zic că nu ai reține? Bă, ai zis-o tu. Știți la ce mă aștept acum să-mi dea din Icon? La Czech toti, că l-am prins pe Donnarumma la premiile de la Weekend League. Mă aștept să-mi dea și Czech. Mi-e mi-a dat Ronaldinho, frumos. Frumos Ronaldinho ăla. Altceva? Altceva cu el. Merită Ramos 88 să-l fac de 89? No, no. Ai și Kanté și Makelele. Nu te complica. Megapack? Astăzi de pe la calificări, cred. Rămase. Bronz de 87. Nu știu cine s-a... 3000 de coins. Nu știu cine s-a abonat acum pe YouTube, dar spun bine ai venit. Mi-e dat line chiar ăsta nou? Nu prea ce să faci cu el decât fodder. Îl fac pe Cicăldău. Bă, sincer și mie îmi pare acum rău că n-am luat un card de la început. Un card de ăsta așa din România, de la Dinamo, că știți că eu sunt dinamovist. Să-l cresc, frate, încet, încet. Că uite, acum îl băgam pe la vreun Evo, vreun din asta. Era mișto. Îl faceam cu 99 șut. Băi, deci am deschis până acum 32 de pachete. Și n-am văzut niciun hero, nimic din ăsta. Spor, spor, Ștefan. O zi frumoasă. Ceva tradable pe aici? Da. Bun. 2200 de coins, bă. 2200 de coins sunt 2200 de coins. E var zero linecher. Îmi imaginez. Mi se pare mai slabă echipa a doua decât prima echipă. Uite, pușca așa la interesant. Cu first touch și cu finesse. Da, dar măcar dacă îi dădeau 5 weak foot. Asta e așa, na. Mamă, deci Busquets ăsta e în fiecare pachet. Iașin e bun, e decent. Nu e wow? E un pic depășit. Nu e un pic depășit. Nu mai e atât de meta precum era atunci. Știi ce zic? Bă, uitați-vă ce pachete am, bă. Hai, frate, că dacă nu văd din pachetele astea... Deci până acum nu mi-a dat niciun hero, nimic. Van Dijk? Nu. Nu, normal. Speram să prind mult mai bine din ce pachete aveam. Bine, de-abia de acum vin astea cu adevărat forță, dar... Parcă totuși... Nu? Franța? Ultim. Bă, stați așa un pic. Mai n-am, bun. Dăm un bingo înainte să trecem la pachetele alea forță-forță. Le lăsăm un pic să se încălzească. Terminăm cu astea 83x2 și 84 și tot ce peste 85 le lăsăm un pic să se încălzească. Dăm un bingo. Le simt eu așa, nu știu. Lăsăm bilele să se încălzească, cum fac ăștia la extrageri. Olanda, ce-o fi? Depai, bă, măcar nu mai e duplicate. Măcar nu mai e duplicate. Fac și eu ceva resurse. Haaland. Nu. Odegaard oare? Cred că Odegaard. Da. Bine. 87 rating. Dar nu văd, frate, și eu un hero. Ăsta ce-i? 82x20. Hai să-l vedem pe ăsta, 82x20. Am prins parcă ăla bun. Decent. Foarte bine. Ia să vedem. Ceva pe aici? Nu. Haide, bă, nu vrea, bă, să-mi dea și mie, bă. Și cam bate joc de mine. Nu-i problemă e-sports, că se întoarce roata. Hai să vedem și 83x10. Nu mai zic nimic. Bruno de 88.
ăștia nu prea am ce să fac cu ei. Sau, bă, cred că pot să fac, mă, mamă, dar stați așa, că acum trebuie să-i caut pe fiecare. Nu e cumva 84-7 sau ceva de genul? Ia uite-l. Ia uite, băi, tată, bă. Gold rare. Și hai să vedem. La care erau? Cam aici, prin screen-ul. Hoiberg, Gabriel, Dzeko. 84. Hoiberg. Gabriel. Și acum trecem la 83, nu? Cine mai era? Dzeko, Hoffman, Christensen. Christensen. Hummels era și el, oare? Uite-l și pe Hoffman. Christensen în boc. Hoffman. E multă diferență între Van der Sar, Thunder și Footbird, da. Da. Ala Footbird e foarte, foarte bun. Un boc era. Cine mai era, mă? Oyarzabal. Dzeko. Uite-l pe Oyarzabal. Dzeko. Cam ăștia, cred. Mai rata pe cineva? Nu, ăștia, ăștia, ăștia. Bun. Trebuie și un Team of the Week. Asta e. Băgăm așa. Thiago? Era și el? Da, nu acolo, fie sărătos. Dar nu, Thiago a fost data trecută, bro, la Quixel, i-am dat Quixel. Bun. Doamne, ce aici? Doamne, ce aici? Hai să vedem, 84 plus ori 2. Uh. 92 bastoni sau 91 virici? Aș merge pe bastoni, sincer. Are anticipate-ul ăla și e și mare. E și virice mare, da. Dacă era virice la mare, clar virice, așa. Nimic, bă. Sau e Morgan asta? Nici nu e striker Morgan, nu? La fel. Bine. Băieți, hai să băgăm un bingo, să lăsăm un pic. Un pic pachetelele astea. Mai avem 15 pachete, toate sunt rachete. N-ai cum să zici că nu sunt rachete pachetele astea. Hai să le lăsăm un pic să fiarbă. Să se gătească. Cum era football bingo, nu? N-am mai jucat de săptămâna trecută, de când am jucat. Bine, am jucat aseară la Audio un meci. Am terminat pe 400 din 800. Dar ce mai contează? Create. V-am pus link în chat, băiți. Hai că mutăm și ecranul imediat ca să vedeți și voi ce completez eu. Dar nu-i bun. Sau? Nu-i bun, bă. Așa. Și de sus. Așa, gata. Acum. Acum e ok. Hai să vă văd. Hai să vă văd. Edi, mersi mult de inimioare acolo pe TikTok. Băieți, nu plecați pentru că mai avem 15 pachete top plus iconurile. Iconurile, acolo e tireașa de pe tot. Numai 8 oameni, bă? Nu mai intră nimeni? Hai să dăm start cu 8 deocamdată. Mă așteptam să intrați mai mulți, bă. Calidou Koulibaly,
Scoate așa. Nici nu mai știu unde a plecat. A, a plecat la Chelsea de la... Aoleu! Cezar e brazilian, Julio Cezar. Ce-am făcut, mă? I-am dat quicksell, i-am dat skip-ul ăla lui De Bruyne. Gilardino. Aoleu, m-a spart. Punem așa, dar nu știu sigur. Cred că a fost. Cred. Nu știu sigur. Tomori era la Chelsea, mă, când au câștigat Champions League-ul. Parcă, dar nu o mai știu. Mamă, runda asta e... E praf. Nimic. O fi fost? Oare ce o fi fost? Neymarcito. Nimic. M-a omorât cu ăștia, bă, dați-mi bă ceva mai așa, mai... Nu cred că au fost. De fapt, sigur n-au fost. O fi fost Dimitri Payet pe aici? Habar am. Nazario Ronaldo. Nimic. Dăm bă ceva mai ușor. Nu vrea frate să-mi dea mai ușor. Angelino. Nu, ăsta a fost pe la City, nici mai știu. Mamă, nu vrea să-mi dea și mie ceva mai simplu, bă, mai... M-a spart. Pau Torres. Se vine? Nu. Villarreal parcă a fost Pau Torres. Griezmann, bă. Punem așa, că sună, dar nu cred. Ta! M-a omorât, bă! Sunt pe doi! Sunt alții care au fost mult mai slabi ca mine. Nu sunt bun la FIFA, dar, Drogba după chei din exchange, ce mizerie. Păi vezi că am deschis până acum vreo 40 de pachete și nu mi-a dat nimic. Nici măcar cel mai slab hero, deci, atenție. Sărilie Dumitrescu m-a luat. M-a luat și David, nu-i problemă de război. Am terminat pe 3. Hai, că bine. Hai să mai vedem ce mai zic pachetele astea, băi. Începem cu 84 ori 7 pe care abia l-am făcut. Mamă, dar au intrat mai mulți. Doar că au terminat mai târziu, băieții. Ah, e Aroa cu noi. Vezi că n-ai făcut bingo. E Aroa cu noi, e primul, dar n-a făcut bingo. Vă arăt imediat și scorul, ia. Ăsta e clasamentul final. Deocamdată, dar mai băgăm. Bă, doi informi, bine. Trei informi. Și De Bruyne de 91. Mamă, ce pachet 84-7 ăsta, dar nu ne-a dat niciun hero, mă. Trei informi, De Bruyne, Martinez. Bine rău pachetul ăsta. Dar nu ne-a dat și nouă niciun golazo din ăsta. Hero icon. Frenkie de Jong oare? Frenkie. Trippier de obiștie, închei dau cu XL că... Nu mai am chef de el. Mai deschidem unul și mai băgăm un bingo. Ce să deschid? Ce să deschid? Ce să deschid, băieți? Hai un 87x4 ăsta, cel mai de top. Facem și bingo. Cine? Nici n-am fost atent.
Double workout, ok. Neymar, bă! Neymar, sito, bă! Neymar, bă! Și Desai! Opa! 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 Boss! O fi bună, mă? O fi bună, mă? Bă! Oare ce-o fi fost? Cu anticipate și bloc. Și relentless. Ăsta. Bă, cred că e bun ăsta, mă. Ce părere aveți? Pace bun? Agility balance nu s-au dat. Composure, reacții. Strength, aggression. Bă, eu cred că e bun ăsta, mă. Și că facem și bingo. Știu că faci, că te-am văzut. Bun pentru 300 de K. Păi mi-a dat și mie ceva, mă, nu? O, mai schimbăm și noi echipa, joacă și CDM. Na, nu pot să joc CDM cu așa jucători. Hai să mai băgăm un bingo. Și după aia mai deschidem. Avem și icon-uri, nu uitați. Deci dați voi acolo niște like-uri. Ca să ajungem la icon-uri. V-am pus link-ul, băi, ăștia. Care vreți voi să faceți bingo. Robert, nu dau nume. Hai să vedem. Mamă, dar bagă ăștia din ce în ce mai multe reclame pe site-ul ăsta. Mersi mult de follow pe TikTok, băieții, vă aștept și pe YouTube cu un subscribe. Atât vreau să vă zic, pe YouTube se vede și se aude mult, mult, mult mai bine. Salut, Traian Meco, acum am văzut mesajul de la tine. Miță, mersi mult de follow pe TikTok. I'm too insane. 66 de like-uri. Facem și noi 70, mă? Doar 12 băieți? Haide, bă, că sunt sigur că vreți să jucați bingo. Nu vreți să jucați bingo? Cât e ceasul? 55. Hai să-i dăm. Mai aveți 10 secunde să intrați? Acum eu fac bingo, gata. Diego Forlan, uruguayan. Ce v-am zis, direct? Benacer. Nu mai fac bingo. Di Sassi a jucat la Chelsea Park. Pato. Alessandre Pato. Sau nu? Nu e, nu e. O fi fost, n-o fi fost. Mă. Bă, Aghird, cred că era aici, mă. Ha! Poți, mă, goal-getter? Unii și noi. Țărui argentinian sau italian? Watkins la ăștia joacă, bă? Nu știu. Mam. Mamă, era Upamecano aici, ce prost sunt. Dar cred că și Angelino aici. A trecut pe aici.
Dar dă, bă, unul, ce s-a stea, bă, frate? Ce s-a stea, bă? N-a câștigat ăsta cu Mexic niciodată. Ăsta, în schimb, problema aici. Bingo! Ta! Atât de aproape. S-a Maximilian Nis? A. A făcut, bă, bingo, bă. Ăsta are cituri, bă. Ăsta are cituri, bă. Atâta vă zic. Cum, bă, Schule nu a fost antrenat la Bayern de... Sau Schule n-a fost la Bayern? Doar la Dortmund a fost Schule? Păi Dzeko nu a fost cu echipier cu Buffon la... N-a fost, mă, cu echipier cu Buffon la Juve? Neața Bubu. N-a fost, mă? Sunt ultimul? Hai că nu-s chiar ultimul. Nu-s chiar ultimul. Da, weekend-ul gol a terminat, am făcut 16. Nu sunt chiar ultimul. Mamă, ce mi-am luat-o, bă. Revanșa, revanșa. Revanșa, hai, revanșa. Lasă-vă, băi, cu reclamii de Italii. Cloze. Cloze. Dzeko nu a jucat la Juve? Dar unde? La Roma a jucat, nu? E prost, sunt. Dar unde a jucat, mă, Dzeko? A, stați, băi, îl confund pe Dzeko cu... Cum îl chema? Cum îl chema, mă? Pe atacantul ăla. La Inter a jucat Dzeko. Cum îl chema, mă, pe atacantul ăla, băi? Mamă. Deci, efectiv, mi-a înghețat creierul. Mandzukic, așa, mă, Mandzukic. Hai că am intrat mai mulți acum, băi! Acum termin și eu, poate, în top 10. Hai că termin în top 10, că sunt praf, bă. Ba, bă, Bubu, mergi și mult de controller. Hai că intră, băieții mei. Te pup, vărule. Mi te-a dat la recomandate și am văzut FIFA Direct Sub. Mi-a picat și mie Valverde Toti. Cum adică Valverde Toti, bro? De unde? Valverde Toti nomini, poate. Mamă, trimite Bubu, am eu controller în continuu. 3 controllere a trimis până acum. Mersi mult de susținere, bro. Mersi mult celor care trimit cadouri acolo pe TikTok. Vă aștept și pe YouTube cu un like și cu un subscribe. Credeți-mă, am făcut ceva la microfon și acum se aude mult mai bine pe YouTube. Se aude giu-giu creu pe YouTube. Întrebați băieții de pe YouTube dacă nu mă credeți. Le zici că sunteți la radio, la podcast, la astea. Suntem 22, hai să-i dăm start. Iar face bingoare Robert. Ce ziceți? E Vidic de 91 peste Virgil Gold? Sincer, cred că da. Virgil Gold e un pic depășit. Stați că am început. Maxwell. Nu mă bag. David Neres ăsta e brazilian, parcă, nu? Ce așa, frate, play din Brazil top division. Dacă nu dă Neymar, pe altul nu știu. El era, mă, oare în poartă? Nu știu, nu cred. Mamă, deci e prea... N-am cum să țin minte, bă, atâtea chestii, bă. Cât bătrân tata aia, mă. Da, țin și mie mai simplu. O fi fost, mă, goal getter. Uite-mă așa.
eu. Trebuie. Și asta o dau la nimereală. Și pe asta o dau la nimereală. Cred că le-am greșit pe toate. Ia. Ah! Deci, n-a fost golgheter, De Gea nu era în echipă, Ivan Toni n-au fost la ăștia și Sise n-a fost la ăștia. Atât de aproape. Bă, sunt ultimul, haideți, bă, unii mai slabi ca mine, bă, salvați-mă, bă. Salvați-mă, bă, nu mă lăsați ultimul aici, bă. Vă rog eu frumos. 75 de like-uri, nu uitați să dați like în continuare ca să deschidem Icon Player Pick-uri. Mamă, sunt ultimul, bă. Sunt ultimul, bă. Cu doar 4 greșeli. Bă, frate, nu ți se mai permite. Hai, mersi, Rareș. Nu ți se mai permite să greșești. Pe TikTok intru că mai am puncte și ți le donez. Mersi mult, bro. Da, dar ziceam gen... Uite, acum ai donat. Ți-ai făcut treaba, să zicem. Dacă vrei să te bucuri de o calitate mai bună de live, te aștept pe YouTube, că se aude și se vede mult mai bine, ți-am zis. Mă duc până terminați voi, mă duc să mai fac un pahar de ăsta de apă, să-mi iau un pahar de apă, nu mai pun strop, doar apă și revin. Bârbă. Gata, am revenit. Ia să vedem, băi. Hai, mă, că nu sunt ultimul, băi. Faci bingo dacă dai skip la tot 60? E glitch? Nu, e bro, că Robert mereu a mai făcut bingo. Stai că acum nici el n-a... Mamă, pe 8, mă, Robert, mă. Pe 8? Hai că n-am terminat ultimul, e bine. Hai să mai dăm în niște pachetele. Hai să mai dăm în niște pachetele. Bă... Chiar sunt curios acum de desai ăla, abia aștept să joc cu el, să văd cum o fi. Hai, Kobe, sincer, 4? Acum sper să-mi dea și Virici, măcar să-mi fac apărarea, știți ce zic? Și Drogba, dacă e. Odegaard cu... Barnes. Amândoi sunt duplicate, amândoi o să meargă la Icon. Problema care e? Nu vreau să fac acum Icon-ul și o să-i bag la altceva. Hai că nu-l facem, îl facem. O să-i bag la ăsta. Dar bine că de aici, ce să-ți mai dea, frate, de aici? Mai degrabă, aici poate să dea Food Fantasy. Da. Mai degrabă aici, mă, poate îmi dă un Yaya Ture sau un Lucio. Mai degrabă aici. Mai joci bingo? Ba da, băgăm. Cum să nu? Doar să...
Mai deschid un pachet, știi? Așa facem. Alternativ. Mamă, dar arată bine, mă, de să ies. Să-l vedem. Am foarte mulți fundași. Sincer, vreți să vă zic cine îmi place mie foarte mult? Orban ăla, mă. Orban mi se pare foarte bun. Orban e top. Da, mi se pare foarte, foarte bun. Numai că nu prea am cum să-i fac chemistry. Mi se pare mai bun decât Marquinhos, că l-am și pe Marquinhos ăla fantasy. Ăla nu mă dă atât de tare pe spate. E decent. A, nu, e foc. Să zici că mamă. Nu merge, mă. Asta e limit. Ok. Facem și un hero din ăsta. Echipa acum e făcută pentru obiective, bro. Am explicat la început de live cum a fost echipa, dacă vrei să intri să... Dă înapoi și vezi. Ludovic Orban, nu, bro. Orban, fotbalist. Salut, Ionuț. ...79 de like-uri, hai să facem 100, fraților. Hai să rupem borna aia de 100. Băieții de pe TikTok, suntem 33 acolo. Haideți, vă rog, pe YouTube cu un like ca să rupem borna aia. Că nu vreau, frate, că iar, dacă stau iar cu pachetele pe ecran, iar o să mă înjurați. Că dacă stau cu pachetele pe ecran, știu că așa se fac. Că vă forțez să intrați. Dar intrați, bă, voi așa. Ia, Icon, bă? Ia, Icon, mă. Vidici, mă. Hai ăla mare, te rog eu. Hai ăla mare. Nu, e la mare. Bă, da, e la mare. Ia la mare, mă, Viriceanu, bă! Bine, bă! Desai și Virici. Mamă, ce... Oare o fi bun, mă? 800 de camă? Ce fac, bă, cu atâția fundași? Trecem în 5 fundași? Devenim șobolani? Hai să vă arăt câți fundași am. Și cine mai e în pachet? Mamă, și doi în formi. Bine, rău. Hai să vă arăt cum arată acum... Lista mea de fundași. Stați așa, unde? Ai cerut, ți s-a dat? Ai dreptate, dragul meu. R9 team of the year. R9 team of the year. R9 team of the year. Hai să vă arăt. Deci, îi am pe ăștia doi, da? Marquez cu Marquinhos, care sunt foarte buni amândoi. Orban, care e foarte bun. Position, CB, nu? Vidici, Dezai, Akanji. Nesta asta nu contează. Nici, dacă era coloră la mare, era altceva. Mamă, da, Dezai... Bă, de ce efectiv? Blanc, Rio, bine, sunt un pic depășiți. Van Dijk, gol, trebuie să plece și el. Dar acum e... Bă, Marquez, sincer, trebuie să-mi rămân în echipă, Marquez. Dar nici Dezai... Nici Vidic nu-s de ignorat. Ăsta are anticipate. N-are anticipate deloc Vidic. Asta va fi o problemă. Asta va fi o problemă la Vidic, că n-are anticipate deloc. Cum facem cu el? Mai e și Dezai. De unde ai Vidic? Mi-a picat acum. Acum mi-a picat. Mai e și pe ăsta. Am prea mulți, frate. Cred că sunt forțat să trec în 5 fund. Dar n-am cum să joc eu 5 fundași, frate. O să încerc așa. Bă, aș putea urca Rafa la mijloc închizător. Aș putea. Aveți dreptate. Bine, acum trebuie să o las așa pentru chemistry. Ce bun era dacă îl creșteam pe... Dacă îl creșteam pe Marquez. Acum aveam... Pe Marquez n-am cum să-l cresc. N-am cum să-i fac Evo, că l-am făcut pe Crouch. Da, cred că o să-l bag pe Marquez, CDM. Gen, va fi așa.
echipa, stați să vă arăt. Rolfo aici. Și aici să văd pe cine bag aici. Și aici încă, nu știu cine va fi aici. Dar oricum. Bine. Am cumpărat Virici ăsta la joc, crede-mă, cu înălțimea lui și body type-ul pe care îl are, nu trebuie raton. Ok. O să-l încerc, îți dai seama, la banii care costă, trebuie să-l încerci, ești obligat să joci cu el. 93 de like-uri, mersi mult băieți, hai să vedem ce facem cu Zentner ăsta în form. Cred că termină Icon-ul. Icon-ul, hero-ul. Și după mai băgăm un bingo. Uitați-vă câți în form am acum. S-a mâncat mult caca pentru norocul ăsta. Bro, noroc era dacă îmi pica Arnai Toti din Icon Player pic acolo. Mamă, cum ar fi să-mi dea Arnai Toti? Ce e mai bun, Ceavi Toti sau Casemiro Food Birthday? Păi sunt doi jucători complet diferiți, bro. Casemiro e închizător, Ceavi e box, e mai mult ofensiv decât box-to-box. Băiții de pe TikTok, suntem 41 acolo, avem 95 de like-uri pe YouTube. La 150 dăm în primul Icon. Nu mai zic. Dacă vreți să intrați, să dați și voi un like. Bun. Acum, vă dați seama că din hero ăsta o să-mi dea Lucio sau companii, nu? Vă dați seama, după ce mi-a dat toți fundașii, 100% îmi dă Lucio sau companii. Fiți atenți. 86 plus ancor hero player pack. Hai cu Lucio, hai cu companii. Stați cam... Hai bă... Haide mă. De fapt stați să dau și o înregistrare, că vă zic eu că îmi pică Lucio sau companii. 86, stați așa microfonul mai aici. 86 plus ancor hero pack. Eu atâta vă zic, avem Lucio sau companii în pack-ul ăsta. Sau ia Ture, ceva. Ce v-am zis? Spania, striker, e tot ce mi-am dorit. Cine mă? A, Morientes. Da mă, ce v-am zis? 90 fodder. Bine. Și că dacă îl baci pe desăi la izbici Jairzinho ăsta, nu, potolește-te, băi, dă unul dițoiu. Ce mai avem? Hai să vedem ăsta mai slăbuț așa. YouTube e de modă veche, nu prea mai intră toți cu TikTok-ul. Da, bro, dar știi care e faza pe TikTok? Adică nu-i nicio fază la, adică... eu pe TikTok nu pot să pun filtrele audio, de exemplu, pe care le-am pe YouTube. Pe YouTube mă aud mult mai bine decât pe TikTok. Da, uite, eu sunt live și pe TikTok și pe YouTube în același timp. Nu-i... Dar să știi că nu-i de modă veche YouTube. Sunt oameni care intră și pe YouTube. Haide mă, ne mai dă ceva, mă? Franța. CB. Renard. Bine, ca rating. Și Haaland de 91. Bun ca rating pe Costa. Problema e. Unde-i bag, mă? Terminăm Icon-ul și forțăm un pic like-urile? Hai să terminăm Icon-ul și să forțăm un pic like-urile. Salut, eu nu știu ce să fac, văzusem pe comunitate că ar trebui să bage Tavernier, 94. Bro, au zis, au făcut ei o propunere, știu ce zici, dar nu, au făcut ei o propunere așa că ar merita un card record breaker, dar nu, când au făcut eSports asta? Ce pack-uri ai, oho! Vă plac pack-urile, nebunilor. Dar un like nu dați și voi. Un like. Vedeți că acum punem Icon-ul pe ecran până la 150 de like-uri. Nu mai vorbesc cu voi. Trebuie să zboare like-urile alea. A zis cumva... Da, a zis că YouTube-ul e de modă veche. Na. Bă, ce-i drept? Acum TikTok-ul are... Ca viralitate, ca tot. TikTok-ul e top, știi? Da, merge, bă, și YouTube-ul, bă. Mai scârție, mai așa. Trebuie să mai bag mai mare, a? A, stai, mă, că trebuie scoade 87, bă.
O bag pe prinț? O păstrez pe prinț, poate... De fapt, sigur o să vină niște de alea top, unde o să avem nevoie de rating mai mare. Tot nu este eu? Merită pecule 3500 FP? Bro, răspunsul e așa, dacă îți dă ceva bun, merită. Dacă nu îți dă ceva bun, nu merită. E simplu. Hai că cu asta eu zic că o împușcăm. Da. Bun. Iconul e gata. Iată-l. Iată. Acesta este iconul, băieți. Vă prezint iconul care la 150 de like-uri, în aplauzele dumneavoastră, se va deschide. Nu știu cine s-a abonat acum, dar îți mulțumesc. Bine ai venit. Uite, textul mare. Scrie aici. Vedeți și like-urile. Lângă. Sunt 101. La 150 de like-uri. Dăm în el. Nu-l iertăm. Color Evo 91 sau Militao Evo? Aș merge pe Militao. Am luat pușcaș de 94, e win? Da, e bun. E bun pușcaș. Finesc cu first touch, chiar e bun. Bun. Băieți, știți ce vezi? Vreți să băgăm bingo? Haide mă că băgăm un bingo dacă vreți voi bingo, mă. Haide. Dar nu mai pun pe ecran. Vă dau link-ul în chat și nu mai pun pe ecran ca să fie iconul pe ecran, da? Că oricum, noi vedem clasamentul. Și arătăm clasamentul la final. V-am pus link-ul. La 100... Băieții de pe TikTok, suntem 63 acolo. Când atingem 150 de like-uri pe YouTube, dăm drumul la acest icon. Avem 105 like-uri. Dacă intrați acum pe YouTube și dați un like, pac, în secunda 2 se deschide iconul. Fără probleme. Nicolas, mersi mult de veveriță. Așteptăm să mai intre băieții. Pe mine m-a rupt și eu mă aștept să mă rupă. Mai ales că am prins adineauri, am prins vidic ăsta nou de 94 și de sai. I-am prins din pachete. Mă aștept să nu mai dea nimic până la final. Eu am dat. Vorbesc cu cei care n-au dat. Na, știi ce zic? Cât suntem? 19? Hai să fim 20. Hai să văd 20 și dăm start. La bingo. Până se fac like-urile pentru icon. Aseară am luat și Campbell. Mamă, și Campbell ăla e rachetă. Dacă îmi dă și Campbell, mă, ce fac? Am o grămadă de fundași buni. Suntem 20. Am dat start la bingo, băieți. Am dat start la bingo. Voi dați like în continuare pentru icon. Și hai să vedem. Iaia Ture. Nimic. Mamă, mă rupe, bă. Îmi dă numai slag, bă. Cred că o să fiu ultimul, atâta vă zic. Cred că o să fiu ultimul, bă. Mamă, e greu, e grea tare runda asta pentru mine, nu știu.
Nu știu, frate, ce să... Bă? Nu. Nu mă întrebați. Mam. No, e runda asta. Deci nici măcar nu termin. Nici nu vreau să mă uit. Deschid specul la 150 de like-uri, bro. Scrie mare pe ecran. Când facem 150 de like-uri, deschidem. Mamă, hai că nu sunt ultimul, sunt penultimul. Neața, Claudiu. Alex, mersi mult de cadou. Mersi mult. Se trimit și pe YouTube donații, bă, nu numai pe TikTok. Tot penultimul a rămas, nu, m-a mai luat cineva, e bine. Sunt antepenultimul. Părere Berbatov e bun. Dar nu e de 92, e de 93, nu? Nu e de 93? Te-ai uitat la Evo cu 99%? Ăsta băgat aseară, da. Dar pe mine mă interesează celălalt mai mult. Trebuie să vorbesc cu voi. Că mai am doar 10 ore să-l bag pe Beneder, să-l fac 5 cu 5. Dar e 200 de K. Nu știu dacă merită făcut Beneder Gold 5 cu 5. Și după aia să-l bag. Mamă, nici aroa n-a făcut bingo. E pe 2. Am și eu când îți dau share? Încet, încet. Întâi să-l deschid pe al meu. Primul, felicitări. 4 greșite, eu câte am avut? 5, 6. Vai de ecurul meu. Lasă-mă că-mi iau revanșa. Hai să mai băgăm unul. Stați că n-au terminat toți. N-au terminat toți băiții. 42 de puncte, aproape bine. Normal că se trimit încă 2 lire, băi, de la Alex. Atenție! Atenție, chatul de pe YouTube! Atenție că s-a dat drumul la cadouri. Uite, la ăsta poți dau și inimioară. Hai încă un bingo? Băgăm, băgăm. Avem 116 like-uri, băiții, de pe TikTok. Suntem 53 acolo. Dacă intrați cu toții pe YouTube și dați un like, se deschide acest icon imediat pentru voi în secunda 2. Și mai avem iconuri. Mai avem minim 3. Minim 3. În afară de ăsta. V-am pus link-ul pentru bingo, băieți. Băieții de pe TikTok, dacă nu intrați pe YouTube să dați like, măcar dați startup-uri să crească live. V-am pus link-ul, ia vedeți. Cine termină pe ultimul loc trebuie să dea 10 gifted subs. Cine termină pe ultimul loc? 10 gifted subs. Cine termină pe primul loc? Nu. Cine termină pe primul loc trebuie să dea 10 gifted subs. Hai să vedem.
keep rolling, rolling. No one will listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Plenty, yeah, the bars, I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty, turned into big rock. Me and my G's do everything mix up. Full circle, that everybody linked up. Mai am foarte multe. Cred că am greșit o grav. Adică nu cred, sigur am greșit o grav. Mamă, ce-am greșit, mă. Am greșit-o grav. Nu vă zic, o să vedeți. L-am pus... Da, da, da. L-am pus pe William Gallas... Antrenat de Ferguson, dar Gallas a fost la Arsenal, nu? Parcă. Hai să vă arăt. Pe cât sunt pe 12, hai că măcar nu-s ultimul. Julio Cesar, ok, Modeste n-a jucat în Belgia, deși Modeste e belgian, dacă nu mă înșel, nu? Edgar Davids n-a fost la Real Madrid, mă? Doar la AC Milan a fost Edgar Davids. În rest, le-am cam imerit aici. Aici am greșit-o, bă. Pe cât sunt? Pe 13. Mă. La Juve a fost David. De asta aveam o imagine cu kit alb. Messi a jucat un meci pentru Atletico Madrid. A jucat, ești sigur? Nu cred că a jucat, bro. Nu se aude? Ce nu se aude, bro, pe TikTok? Eu văd că se aude. Dacă vreți să se audă mai bine, intrați pe YouTube. A jucat Messi la Atletico Madrid? Nu știam. Amical? Amical nu se pune, bro, nu e oficial. Când? La 6 ani? Vă dau iar link, hai să mai băgăm. Avem 127 de like-uri, la 150 dăm un like, băieți. A fost ceva meci caritabil, aia, pe așa. N-are nicio treabă, bă, băieți. Meci caritabil, n-are nicio treabă, nu. Nu, 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 ideea e să fie oficial. Hai, vă aștept la bingo. 129 de like-uri, încă 21 și dăm un like-ul. Am adormit târziu, bă, așa un pic înțepenit. Stați așa. Stați așa. Da și eu drumul un pic, să intre un pic de aer. Ce fel de atac cu ăsta? Îmi bat pe Vini și Rodrigo? E mai bună la cu Vitor Roche. Vitor Roche. Ce înseamnă la tine târziu? La 1 am adormit aseară. N-am mai adormit de mult așa târziu. Salut, Alex, bine ai venit pe live, bro. Hai să dăm drumul la încă un bingo. 133 de like, cu încă 17 dăm un primul like-ând de azi. A fost, da? Eu sper să-mi dea ceva bun. Părere Donnarumma de 91 sau 90 de sus. Mi-a picat și mie Donnarumma dimineața asta, încă n-am apucat să-l încerc. Cine e Vitor Roche?
Vezi? Vezi că ești... Bă, stai, bă, că... Ăștia au început fără mine, mă. Ăștia au început fără mine, mă. Mamă, la 3 am dat skip. Ce? Dar nu mai am nicio șansă. Mai degrabă nu mai joc. M-a luat pe nepregătite, frate. Nu, no, mai am nicio șansă. Runda asta e, e, cum îi zice, bă, cum se zice, că nici nu vin cuvintele acum, nu, am pierdut-o tare, frate. Am 8, ia, câte am? 7. Gildo Blică, bingo. Am 7 greșite. Vai de capul meu. Am 7 greșite, băi. Nu mai zic nimic. Gildo Blică, power. A avut noroc. Hai că nu sunt ultimul, e bine. Dar puteam fi ultimul. Dar câte am greșit... Bă, dar stați puțin. Bine, la Icardi e greșeală dacă e Argentina, mi-am dat seama. Dar stați un pic. Onana n-a jucat în Eredivisie la Ajax. Onana a jucat în Eredivisie, frate. Ce e asta, băi? A, sau cred că era Amadou Onana. Salut, ALS. Bine ai venit pe live. 141 de like-uri, încă 9 și dăm în icon. Ia să vedem pe cât sunt. Aproape ultim. Cel mai slab. Dar bine, aici am și început cu stângul. Hai să mai dăm unul repede, că se fac like-urile acum și pentru icon. Dar stai că se trebuie să termine toată lumea, băi. Sunt pe 19 din 20. Ce bine, mă. Hai că am mai picat 2 sub mine. E, se poate și mai rău. Hai repede, încă unul și după dăm în icon, cred. Eu așa zic, eu zic că se fac icon, like-urile alea, nu? Hai da. Cum ar fi să-mi dea și Arnain? Nu mai zic. De drum acum lasă like-urile, dragul meu. Sunt pe live-ul meu și manageriez live-ul. Nu vreau. E
Dacă e prima dată când intri pe live-ul ăsta, tu intri direct pe live-ul unui om și îi zici ce să facă, știi ce zic? E așa, un pic de obraz. Să-mi zici când să-ți dau share după ce deschid la mine, bro. Poți să-mi dai share după îmi dă și Alex Zițoiu. Zinedin. Am dat-o de gard. Am 6 greșite. Cătălin a făcut bingo. Bine, rău. 153 de like-uri. Haide, băi. Să ne pregătim de Icon, băi. Hai că nu-s ultimul, e bine. Haideți să ne pregătim de Icon. Am dat drumul la înregistrare. Scoatem textul de pe ecran. Unde-i textul? Bang. Și facem un intro de la puternic. Și amărui până termină băieții bingo-ul și deschidem. Unul dintre ei, 88 plus, Thunderstruck, Winter Wildcard, Team of the Year sau Future Stars Icon Player Pick. Să fie ruină? Haide băi, că simt că sunt în noroc. Simt că astăzi sunt în noroc. Trimitem tot în club? Și a plecat Icon-ul. V-am zis, mă, că sunt în noroc, mă. Nu putea să-mi dea Butra Genio Future Stars. Nu putea. Că dacă îmi dădea Butra Future Stars, era jale pentru adversari. De fundaș nu mai am nevoie, că am destui. Dar nici cu ăsta nu o să joc. Mulțumesc eSports. Hai cu share-ul, băieți. Hai cu share-ul. Vă aștept și pe voi pe SharePlay. Până una alta mai deschidem. Că mai am pachete, băi. Cătălin a făcut bingo, băi. Felicitări, dragule. Măcar dacă îmi dădea ceh tot, sincer. Sau Van der Sar, footbirdie. Au zis că dau footbirdie. Nu, Future Stars, pardon. Nu footbirdie. Au zis că dau Future Stars, dar eu n-am văzut Future Stars. În pachetele mele. Butrai 300 de K. Da, bro, dar n-are loc în echipa mea. N-am ce să fac cu el. Bun.
Încă un icon. Fiți atenți aici. Hai până de el share. Mai dăm într-un pachet. Stai așa, vreau să văd și eu pachetul meu. Și în formă duplicate. Trebuie să văd ce fac cu el. Ai avut fiți... A, adevărat mă, dar am avut pe puiul. Ai dreptate, bro, ai dreptate. Haideți să vedem încă un icon. Al doilea de astăzi. Hai să fie mai bun decât a meu, te rog eu. Bă, e mai bun decât a meu, cumva. Doar că nu știu ce aș alege de aici. Cred că Zedorf, da? N-ai, nu, tot. E de fodder, bro, e de fodder. Zedorf ca fodder. Nu, na, în momentul ăsta al jocului n-ai cum să joci cu ăștia. Aseară a dat value R9 Duplicate. Am primit mesaj de la cineva care are R9 Duplicate. Nu mai știu de la cine. Bro, mersi mult de share. Alege tu, cred că Zedorf. Că n-ai ce să... Îl așteptăm și pe domnul Alex Zițoiu cu share-ul. Bă, eu sunt mulțumit, mi-a dat Virici, mi-a dat Desai. Gherziniu ăla, nu știu ce zice. Se termină meci, ok, nu e grabă, nu e panică. Nu plecăm nicăieri. Noi de aici nu plecăm. Bun. Pixel, trebuie să intru și la Bogdan și la Codrin. Trebuie să nu-i scot din meci. 85 plus ori 10, băiți, ăsta e pec de pec. E pec de pec și toți banii mei îi dau pe femei. Nu țin cont de ei, cine-i mă? Abar am cine-i ăsta, frate. Handler duplicate și în spate Ederson duplicate. Nu știu dacă e duplicate Ederson. Dar trebuie să vedem ce facem cu... Mamă, și Vidic mic. Da, bă, Gherziniu, bă! Mi-a dat și Vidic mic. În caz de... Nu mă înțeleg cu ăla mare, mi l-a dat și pe ăsta mic. Bun. Hai să vedem ce facem cu Handler. Unde să o bag? Unde să o mai bag? Nu ți-a dat, bro, nimeni bani la mesaje. Nu știu despre ce vorbiști. Nu-ți mersi mult de mingi, bro. Mersi mult de cadouri. Ce să facem noi cu cardul ăla de 88? Exchange? Adevărat. Mare dreptate ai. Mai facem player pick-uri din exchange. Hai să-l vedem. Auziți băieții că i-au prins icon. Chiar bă, deci puteți să-mi dea Drogba, mă, nu Vidic ăsta mic. Dă-mi bă Drogba, mă. Măcar că Drogba e de fan. Hai să fim serioși, nu e cel mai meta. Nu e ca și cum i-ai dat Gherziniu. Asta e de 85, dacă nu mă șel. Îmi vine să strănut. Stați așa. Îmi vine să strâng, bă, dar nu pot. Hai să fie într-un ceas bun. 83x20. Bună dimineața, domnul Adrian. Din asta sigur avem hero sau icon. N-ai cum să n-ai. Stones de 85, cel mai mare din 83x20. Ce ai făcut, Bobiț? Bă! Din 83x20, 85, cel mai mare, bă? Aoleu! Am strănutat, s-a dus tot norocul. Hai să mai facem un 80 și... A, nu mai fac nimic de... Te pup, neața Ovidiu, bine ai venit pe live. Hai să vedem. 85 plus ori 4. Salut, Noxy. Nimic. Mi-a dat ăia, nu mai dă nimic acum. Așa am luat și eu din ăsta. Mare ruină. Acum avem 86 ori 3 și 87 ori 4. Mamă, dacă de aici nu văd Drogba, înnebunesc. Dă-mi bă Drogba, că vreau Drogba, bă. Skip. Hai, Drogba în pachet.
chimici. Tot ai exchange. Nu, bro, posibil să fie vreun filtru de la TikTok, nu ți-a dat nimeni ban, nu ți-a dat nimeni nimic. Mi-a dat pachet. Mi-a dat, până la urmă, na. Vidici, Desai. Hai să nu ne mai plângem. Nu? Am luat eu Drogba ieri? Păi l-a dat pe Drogba la toată lumea, numai mie nu-mi dă. Mie îmi dă Jairzinho. Hai că îmi dă Jairzinho. Bă. Hai cu X27 ăsta. Bang. Nimic. Păi n-ai voie să scrii. Știu, asta e. Dar e de la TikTok, nu-i de la mine. Mamă, 85 la port. 84, Diaz. Of. Ce s-a întâmplat, mă? Ah, le-am dat cu Excel, scuze. 86 ori 3, ia. E inform. Odegaard cu inform în spate. Am mai văzut pachetul ăsta odată. 3, mamă, 3 duplicate. Hai să-i bag pe ăștia undeva, mă. Coruine, toți suntem datori. Știți ce zic? Lampard dup din 81. Mă, bine din player pick, nu mi-a dat nimic. Îmi pune informul că nu-ți trebuie aici. Lasă, bro, că am inform. Asta tu zici să nu pun informul și să-l bag la lângă, la squad-ul de lângă. Asta zici tu. Cred că asta zici tu, nu? Hai să vedem. Cine era? Canu, parcă, nu? Canu, de 87. Să dea naiba, să nu-mi dea și mie ceva bun din player pick-ul ăsta. Salut, George, bine ai venit pe live, bro. 161 de like-uri, mergem și noi spre 200. Băi, suntem 80 pe YouTube și 60 pe TikTok. Hai să punem și noi de 200 de like-uri, bă. Că ne mai trebuie doar 40. Bun. Dăm o înregistrare. Că poate îmi pică și mie ceva din player pick-ul ăsta și postăm pe TikTok. Poate îmi dă ceva puternic. 88 plus campaign mix upgrade. Nu știu ce putem vedea. Future Stars-uri, Messi Stars-uri, Totti, High Mansions. Hai să vedem. Primitem în club. Put Fantasy și Future Stars. Ok. Hai că mi-a dat, băi, mi-a dat pachet. 97 pace cu Rapid Plus. Aleargă asta în bandă de rupe. Da, na. Paralulelo. Băgăm în club. Rating 89. Mulțumim EA Sports. Și hai să vedem că mai avem pachete. Zicea cineva că am pe la obiective. Nu știu ce. Ia să vedem. Nu, e bug, bro. E bug. Hai că nu, dar l-am făcut. E 300 de cap paralulelo? O joc super sub. O joc super sap. Ce ai prins din Icon? Butra. Mai avem 280 și deschis pe cure 650k. Da, dacă facem 650 de like-uri.
Ce ziceți de combinația asta? A? Pecu de 650.000 la 650 de like-uri. Ederson duplicate, bă. Și în spate? Vidic mic, bă. Și Salah, bă. În loc să-mi dea și mie Drogba, îmi dă Vidic. Ce fac cu ăștia acum? 91? Ce fac cu ăștia? Bună dimineața, domnul Bogdan. Ce fac acum cu ăștia? Pe ce contești pe cub? Am văzut necazul tău, bro. Dar am înțeles că ai deschis la Valuie, nu? El ți l-a prins sau la altcineva a prins Sarna în duplicate Valuie? Că dacă l-a prins Valuie, nu se pune, nu e ghinionul tău. Unde să-l bag, mă? Unde să-l bag, băieți? 91 și 88. Hero pack? Am făcut un hero pack, bro, deja. Nu mi-a dat nimic. Le bag la pe amândouă aici, la exchange? La exchange-ul ăsta mare? Păi nu, că am un exchange de 88 și unul de 84 la 7. Păi bag de 91 la 84 la 7. Mai degrabă, cum zic băieți, bag aici să fac resurse pentru player pick-uri. Foder de ăștia mari am. Am primit SharePlay? Hai să vedem, băieți, încă un icon. Încă un icon. Deja dau drumul la înregistrare, că presimt că la domnul DTZ ne lovește. Ne lovește puternic, ia, că ăsta-i contul ăla norocos. Cum, bro, tu n-ai Arna în titular? Nici rezervă nu-i Arna în, mă, pe contul ăsta. Băieți, nici rezervă nu-i Arna în pe contul ăsta. Nu mai zicem nimic. Alții și-ar dori să le pice un Arnain. Hai să vedem. Facem un intro. Ia, da și lui Vidic ăsta mic, bă. 1 din 3, 88 plus, Thunderstruck, Winter Wildcard, Team of the Year sau Future Stars Icon Player. Pic să fie ruire. E bine, mă. E bine, mă, toti. Iau Lineker pentru rating, bro, nu? Nu putea să buildea și mie. Nu-ți place Arnain? Înțeleg. Acum ai două carduri de 91 aici. Mersi mult de share, bro. Mersi mult de share. Merge la mine să terminăm pachetele. Și după mai avem icon la Bogdan și la Codrin. Să nu uit. Hai să vedem. Eu am PS5 și cu el trebuie să ajung acolo la... Păi și la Xbox sunt același comenzi. Am deschis pachetul ăla de pe store cu 3500 de FPV și ai prins Roberto Carlos? Bine, da. Băi, e bun Roberto Carlos ăla. Și eu aș vrea să-mi pice. Dacă mi-ar pica, ar fi o treabă, da. Nu prea. Sper. Mai avem totuși două pachete. Bine, doar unul de top. Sper să nu mai dea Vidic iar. Ăla mic. Îmi dea ceva, ca lumea, frate. Hai să vedem. 87x4. Dăm skip.
de data asta. Bă, n-am prins niciun hero, mă. Băieți, ăsta e. Deci, n-am prins niciun hero. Asta e adevărata problemă. Hero nu am prins deloc. Dinerici nu-mi doresc că și așa slab. Dar, de ce nu mi-a dat și bie Drogba? Bun, hai să băgăm și pe Renard. Și după mergem pe celelalte conturi. Unde mai avem de deschis. Băi, ținu-ți pe chat, deci probabil dorm. Hai să intrăm la ei. Bogdan Tamaș. N-am primit, bro, nicio cerere de screenshot. Nu, Drogba, da, mi se pare foarte bun. Dacă știi să joci cu el. Că nu e genul de jucător cu care să driblezi. Dar are anumite calități care îl fac super OP. Nu ți se pare așa foc? Joacă-l în bandă, bro. Joacă-l în bandă sau dă-ți centri pe el. Și atunci o să ți se pară foc. Nu încerca să driblezi cu el, că n-ai, nu poți. Faci stânga-dreapta. Nu e card de de-astea. Hai să vedem ce avem aici. La Bogdan Tamaș. Dăm drumul la înregistrare, poate pică ceva bun până la urmă, ceva bombă să postez. Hai să vedem. 88 plus, Thunderstruck, Winter Wildcard, Team of the Year sau Future Stars Icon Player Pick. Până acum n-am văzut nimic bombă, dar cred că vedem acum. Ce v-am zis, mă? Păi și eu acum ce aleg? Vrea cel mai bun portar din joc sau îl vrea pe Zola? Bine, nu e bombă, dar e bine picul ăsta, e mai, cel mai bun de până acum. Ce ziceți, băi, cel mai bun portar din joc sau Zola? Cred că cel mai bun portar din joc, a? Care e mai scump pe Footbin? Ați că bierul merge, Footbin-ul. Petru Ceh e 600 de K. Și Zola e 300 de K. Da, o să luăm Ceh, o să luăm Ceh. Și vreau și eu Ceh, frate. Mai are ceva pe aici? Avem și Hero, ia. E base, mă. E Lucio Base, mă. Ce ruină, bă. Nu putea să dea Lucio ăla Foot Fantasy. Nu putea. Bun, mergem la Codrin. Dacă îl scoatem pe Codrin din meci, asta e. Oricum el joacă pentru 11, așa a zis. Dar nu cred că îl scoatem, că nu e pe chat. Deci probabil doarme la ora asta. Check peste Alisson, da. Dar la portar e cu dus în toți, bro. Depinde cum îți pică ție pe cont. Că la unii zei, la unii nu neapărat. Dar mie Check ăla mereu... Bine, acum Van der Sar mi se pare cel mai bun. Ăsta nou. 5 cu 5. Dar înainte Check mi se părea cel mai bun. Hai să vedem. Cred că trebuie să dai o submit la Codrin. Ce echipă mai are? Bă, ia vedeți că nu mai are conști. Ce și-a luat la echipă? Rodrigo Totti, băi. Smith Totti, Rodrigo Totti. Da? Frumos, ce să zic. Bună dimineața, domnul Bogdan. Vezi că ți-am prins, abia am deschis la tine. Acum un minut am deschis. A intrat un minut prea târziu. Dacă vă ai Zola Totti, îmi pare rău. Nu ți-am luat Zola Totti. Am avut de ales între Zola și Ceh Totti și ți-am luat Ceh Totti. Că e și mai scump. Ma, tu știi. Roberto, să schimb pe Rolfo? Pe Rolfo poți urca la mijloc, bro. Pe Rolfo poți urca la mijloc. Ce ne-ai, bă, mă, nu merge să dau submit. S-a blocat jocul. S-a blocat jocul. Fiți atenți, trebuie să intru iar.
Să strâng pachete pentru toți? Nu, cred, nu știu. Puteam să strâng pe astea? Nu, vedem, probabil o să am și atunci ceva, 50-100 de pachete. Doi tot timp, era bun și Zola, da, da. Ce, e, și mai, e dublu la preț, bro, m-am gândit la asta. Ei? Adică pe Zola, dacă vrei, poți să-l cumperi cu 300 de ca, da. Ce, e dublu la preț. Ce naiba, mă? Nu poți să... Bă! Iar s-a blocat jocul. Nu mă lasă, mă, să fac icon-ul ăsta la Codrin. E semn, bă. Uite. What the fuck? Striker bun până 150 de K. Vezi ăla, nu știu cât costă, hero ăla cu Francescoli, cu Finesse Plus. Când o să fie toți, peste o săptămână o să fie community, am înțeles, și peste două o să fie Premier League. Așa am înțeles, acum nu știu. Păi tu ai și cel mai câștigat azi, Bogdane. Bine, eu am prins Virici și Desai la mine pe cont, da. Salut, ce am pierdut? Multe, foarte, foarte multe pachete. Am prins vreo 4 iconuri din pachete normale. Icon player pick-uri, hero player pick-uri. Ai pierdut câte ceva. Hai bă, că am reușit și noi să dăm. Din hero, Lucio Baze am prins, na. Hai să dăm și noi o înregistrare, băi, că aici prindem și mai bine. Sper. 88 plus Anchor icon player pick. Avem Future Stars, Totti, Monty, Thunderstruck. Hai să vedem. Păi stai puțin, mă, nene, mă, că... No, aici sigur o să nu v-am bastăm pentru rating, că nu joacă el cu caca. Da, putea fi mai rău. V-am bastăm pentru rating. Bă, practic, e mai bine decât la mine, ce să zic. Ne-a omorât. Ribery aproape completat. Ok. Da. Să ieșim frumos și mergem înapoi la noi pe cont. Nu e mai bun Berbatov de 93? Bro, eu cu Berbatov n-am jucat. Am jucat cu Francescoli, de asta am recomandat. Că cu Berbatov nu am jucat. Neața Heal. Heal Tick. Celtic, și acum. Am luat Raul Winter Wildcard. Mi-a picat și mie săptămâna trecută, dar la mine n-are, o să joc, n-are loc să joace, e rezervă. Nici rezervă, de fapt, e în club pe acolo. E rezervă de lux neutilizată. Cococea de 90? Da, eu joc cu Cococea. E titular. Bun, dragilor. Stați, bă, că mai avem pachete, bă. Eh, premium loan. Hai, bă, EA Sports, bă, premium loan. Mi-a dat Gerard. N-am văzut, sincer, nu prea am văzut să dea bine la nimeni. E bine. Player pick-ul mi-a trecut, mi-a dat tot ilam. Bine, decent. Băi, hai să vă arăt echipa mea. Cum facem? Cred că așa e cel mai ok. Cu Marquez la mijloc, ăștia 2 CB. Mamă, dar mai am și pe Akanji. Mai am și pe Marquinhos ăsta. Deci Marquinhos ăsta n-arată rău. De asta e mai mare și sigur o să mă ajute mult la cornere. Pe Marquez trebuie să las că are dead ball-ul. Bine, aici e pus pentru obiective. Ăștia o să fie pentru obiective. Atenție, băiți. Aș vrea să mă apuc de Ben Yedder. Hai să vă arăt. Iar s-a blocat jocul, mă. Bă, mă disperă ăștia, bă. Bă, ei, sport, faceți, bă, ceva cu jocul ăsta vostru. Se blochează non-stop. Non-stop. Henry, Thunderstruck e win. Ăla Future Stars era win. Ăla Thunderstruck acum nu mai e chiar atât de mare win. Din păcate. Revin imediat. Mă duc să verific ceva la bucătărie. Că miroase prea bine mâncarea. Bă, bă.
Gata. Ce SBC să fac dacă am resurse? Gen un jucător, nu jucător, ceva pic. Păi tot ce ai, tot ce ai de făcut. Icon, mix, campaign, hero, fă-le pe toate. Ce să aleg, Raul, Inter sau Ginola base? Dacă faci skill moves, Ginola. Dacă nu, aș merge pe Raul. Ai încercat? Da, păi până acum am jucat cu Marquez CB, dar mi-au picat ăștia doi în dimineața asta. Până acum Marquez era CB, dar mi-au picat ăștia doi în dimineața asta și parcă, na, parcă ar merge încercați, nu? Plus că ăsta o să închidă mijlocul mai bine decât De Jong. De Jong defensiv nu e chiar atât de bun, dar cu siguranță va fi mult mai bun să mă ajute aici, box to box. Cred că e mult mai puternică echipa mea acum decât era înainte. Da, vedem. Băi, stați un pic, ce voiam să fac că nu mai știu. A, să discut cu voi la Evo, deci fiți atenți, dar nu știu dacă, dacă merită. Nu mai am multe ore. E Sicristaful ăsta de 200k, aș vrea să-l iau pe Benuțu, Benuțu Drăguțu, bam, și dacă îi fac doar primele două taburi, îl facem 5-5 pe Benuțu, 5-5, îi mai dă passing, îi mai dă defending și dribbling un pic, deci îl mai creștem un pic, ăsta expiră în 7 zile, nu-l termin, nu vreau să-l termin, că îi dă technical plus și după nu mai am ce face cu el. Îl las să expire după ce îi fac al doilea squad și după aș vrea să-l bag la ăsta cu 99 shoot. Aici. La ăsta cu 99 shoot. Îi dă 99 shoot, va fi 5-5 cu 99 shoot și finish shot plus. Și după aia aș putea să-l mai bag și la ăsta. Unde? Ăsta. Să-i mai dai un plus 1. Să-i mai dau, îi mai dă dribbling plus 1 și tot ce îi mai dă. Ce ziceți? Ce ziceți? Merită? Doar așa de fan. Vă dați seama că nu e el chiar cel mai meta. Merită făcut Benuțu? Să fiu eu șobolanul suprem? Ce ziceți? Nu zice nimeni nimic. La Blanc putem face cu Evolution. Da, poți face un Evolution la Blanc. La Rival sunt tinerii Division. De ce nu joci pe Hagi? Nu mă înțeleg prea bine cu el, bro. N-are loc titular. E mai bun Okocha pentru mine decât Hagi. Pentru stilul meu. Eu driblez mai mult. Ar arăta bine, mă, ăsta. Da, merge să te distrezi. Da, merge Benuțu. Ce părere ai de ultimul Evo? Arată interesant. Cunia ăla, sau cum era, mă? Nu știu, parcă Cunia era unul. Sau nu Cunia. Cunia. Nu știu care, că e 5-5. Acum sunt interesat de ăsta, să-l fac șobolanul suprem. Și Hagi are 5 skills, da, dar nu are agility, nu are body type-ul și agility și balance ca să dribleze ca Okocha. Okocha e mult mai agil. Pe Hagi îl bag în minutul 60, să bag lovituri libere cu el și cornere. Noul striker, păi asta e... Parcă l-aș face, mă. De distracție acolo. Eu știu. Numai că vă dați seama, o să mă coste vreo 300k. Benuțul ăsta. Eu oricum am jucat cu el. Cu el gold, așa să văd cum se mișcă. Și uitați-vă. Am jucat cu el și la Rivals și la Weekend League. Ce pace o să aibă Ben? Păi nu o să aibă foarte, foarte mult pace, dar oricum o să aibă 99 shoot și o să-i dau engine, știi? Dacă se duce spre 90 pace se duce cu engine după ce ieșea toate upgrade-urile alea de care vorbesc și cu agility balance, eu oricum nu am nevoie de el să alerge prea mult. Statisticile lui Mbappe, stai să vedem. 635 de meciuri, 813 goluri, 366 de asist. E bun, mă. Numai că uneori mă scoate din sărite, uneori nu e bun. Uneori nu e bun deloc. Dar așa e bun. N-ai ce să-i reproșezi.
Nu știu, asta, la Benuță aici. Bine, eu tot mă gândesc că după poate mai apare vreun Evo și o să pot să-l bag pe Ben Yedder și să-i dau și pace mai mult. 5 cu 5. Cu agility și balance bune. Nu știu. Doar de fan, așa dacă îl fac. Nu știu, mai am timp să mă recit până diseară. Băi, hai să dau un meci la calificări. Chiar sunt curios să văd cum arată echipa cu apărarea asta. Dar hai să-l bag și, stați așa, hai să fac echipa ca lumea pentru calificări. Sper să fiu ok. Rafa Marquez, Franky, Okocha, ok. Asta-i, hai să vedem. Sper să nu se miște prea prost. Să-l văd și eu pe Vidic, mă. Și pe Desai, mă. Ce pe ai de caca? Nu mă dă pe spate. Îmi pare așa rău că n-am făcut-o pe Rolfo. Trebuia făcută, bro. Asta e un SBC pe care să nu-l ratezi. E Rhys James Cafu. Rhys James peste Cafu nu mi se mai pare. Primele zile a fost foarte bună, după l-au nărfuit, au făcut ceva, nu știu ce au făcut. Se mișcă foarte greu, oi, așa, nu mai... Bopii. Uite, Drogba și Berbatov are asta. Rolfo. Mie ce n-am apucat să văd apărarea, băi. Asta de Sai nici n-a atins-o. Vidic măcar a dat o pasă, dar de Sai nici n-a atins-o. Știți care e problema? Că ăștia amândoi au passing destul de slab. Înainte aveam Akanji și Orban, care amândoi au pase super. Ăștia amândoi au passing destul de slab. Nu știu, frate, am prea mulți fundași buni, mă. Nu știu cu cine să joc, să-mi bag picioarele. Cât costă Zidane? Nu știu cât costă. Vezi pe Footbin. E scump, oricum, e bun Zidane. Bă, am zis că-l bag pe Donnarumma, mă, să-l văd și pe Donnarumma. Hai să-l vedem și pe Donnarumma în port. Mai dăm un meci. Și acum am eu împreună poartă. Joacă cu 8 fundași. Vă dați seama că aș putea să bag 5-4-1 și joc linie de 5 și numai fundași centrali. Nu mai dă nimeni gol. Și cu, îl joc și pe Marquez CDM. Îmi permit. Și ăsta are Drogba? Toți au Drogba, numai mie nu mi l-a dat. Hagi. Hai să vedem pe Desai. Hai, mă. E prea puternic, frate. Bă, dar explicați-mi și mie cum are Rolfo strength 99 și Desai 94. Explicați-mi și mie, bă. Cum are strength 99 Desai, Rolfo? Desai mai puțin. S-a pus bine, mă.
închide rafa în mijlocul. Nu trebuie să dau pe sus. O prinzi? Da. Eu încă sper la Jairzinho să facă link cu Cafu. Mamă, ți-a dat și Cafu? E forță Cafu. Dar serios, bă, ea are 99. Bine, pe desăi îl ajută body type-ul. Nu îmi zic că ai lăsat maneta jos. Nu mai vrea să joace ăsta. Sau da? Am zis că cei care se dă like și subscribe ar trebui? Ar trebui? Cei drept au adversar puternic Viric și Desai în meciul ăsta pe Drogba. Ăsta e testul lor. E offside, da? Da. Vrei să dai niște pecuri? Sigur, cum să nu? A venit bine Zanetti. Hai să vedem. Îl blochezi pe Drogba, băi, Desai. Bă, chiar dacă are agility și balance, mi se deplasează bine pe teren Desai. Chiar bine. Nu mi-a ieșit crocheta aici, că s-a băgat ăla în față și l-a dezechilibrat pe Mbappé. Bine, col. Surprinzător. Offside, păcat. Pe opening am făcut la greu, bro, deja. Am deschis 5 iconuri sau nici nu știu câte, vreo 50 ceva de pachete, top, toate, hero-uri. Dar mai avem acum, bro, după meciul ăsta intru, da? Să termin și eu meciul și deschidem. JJ! L-am rezolvat și pe ăsta. Hai să vedem share-ul. Hai să vedem ce avem pe SharePlay. M-am trezit cam târziu. Ce să-ți fac? Cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Dar acum pentru băieții care au intrat mai târziu, te simte o diferență în vocea mea? Am lucrat la microfon, l-am reglat un pic. Se simte o diferență așa? Se aude mai bine vocea mea? Mie mi se pare că da. Ba, a stat bine rău echipa. Ține bine rău în mijloc cu Rafa. Se simte să ai unul de ăsta așa. La mijloc. Hai să vedem. Avem ceva pachetele și aici. Bro, o să dau direct în astea, mai de top. De la 84 plus în sus. Son. Cred. Dă-l, bă, pe ăla mare, mă. Cum era să vedem din primul pack Park Ji-sung? Cum era să vedem din primul match pack Park Ji-sung ăla mare? Dă-l pe ăla mare, frate. Da tot de bine. Ce be mai bunicel? Hai, Doamne ajută atunci. Să vedem. Hai cu Vidic mare de aici. Hai cu Vidicianu. Inform. Dăm skip. Leva oare? Bă, bine ca rating, dar n-a dat. Haide, bă, dă un Sol Campbell, un Vidic, un Desai,
Bine, am deschis 56 de pachete, plus picurile de la Weekend League, ca să văd pe Village. Și din nou, vedem. 83x2. Inform? Da. Asta îi dau cu XL de 84, că e un casă, o cât e. Nu mai stau mult. Poți, puteți să dați drum. Da. Am deschis și eu vineri. 150, mă. Viali. Mie nu mi-a dat niciun hero. Mi-a dat Vidici, Desai. Asta îmi trebuie mie. Bă, oricum... bă, nu știu, frate. Deci acum... Săptămâna trecută n-aveam fundaș. L-am făcut pe Marquez ca să am fundaș și acum am prea mulți fundași. Harry Kane și un inform. Ce să vedem în pachet? 85-10. Pe cu ăsta ar trebui să... McAllister, ia vedeți. Hai. Hai cu Vidici, hai. Mamă, dai. Haide, mă. Eu pe ăsta l-am prins de 2 sau 3 ori. Ăsta e Vidici mic, frate. Dă-l, bă, pe Vidici mare. Bine, nici ăsta n-arată rău. Adică, pentru Vidici mic, 94 strength, 94 def, 93 strength, dar... Da, bă, Vidici ăla mare, mă. Păcat. Păcat. N-arată rău nici ăsta, da? Pe ăștia ți-i las aici, bro. Faci tu ce vrei cu ei. Mersi mult de share. Atât de aproape. Sunt în aceeași situație, orice jucător mare la mine e fundaș. Dragul meu, ăsta e joc. Noi doar, nu știu, ni se pare că, dar noi facem fix ce vrea EA Sports. Marketul e controlat de EA Sports, scriptul. Deci noi suntem exact la mâna lor, bro. Bon Pastor de 93 din 86 plus e hero, e, da, e bună Bon Pastor. E decent. E jucabil Cordoba? E jucabil, n-arată rău. Eu l-aș încerca ce de Messenger. La ce agility și balance are. Hai să vedem dacă mai avem ceva pe aici. Hero nu mai fac, mă. Hai să facem 5 player picuri. Și hai să facem și un 84 ori. Hai să facem un 84 ori 7 prima dată. Ce trebuie? Rating 83, parcă, nu? Și un inform. La ce bag Park de 90 dublură? Bro, eu am băgat Vidic de 90 dublură la... 91, pardon, la exchange. Deci nu știu ce să te sfătuiesc. Nu știu. Hai să băgăm și un inform. 84-7 mi-a dat Park. Parcă la 5 cu 5 arată foarte bine, frate. Dar la mine nu cred că ar avea loc. Sincer, eu nu l-aș scoate nici pe Frankie, nici pe Rafa, nici pe Rolfo. Nu i-aș scoate din echipă. Da, ține-l pentru diseară, dacă nu mai ai pachetele deschis. Hai să băgăm și niște player picuri. Pe un picior de play, pe o gură de rai. Iată, vin la vale vreo 10 mioare. Bă, eu din player picuri până acum nu am văzut niciun hero sau icon. Hai să facem și noi EA Sports cumva. Eu am scos-o pe sau, e mai agil și 5 cu 5. Da, îți dai seama că e foarte bun. Dar... eu n-aș putea să renunț la niciunul din cardurile alea de la mine din echipă. Păi știi care e faza? La un moment dat, dacă te înveți cu ele, nici măcar nu-ți mai trebuie altele mai bune. Și să înveți unde sunt slăbiciunile, unde sunt punctele forte. Deci așa tare mă enervează când trebuie să fac craftul ăsta. Aș vrea să fie un buton să dai și să ți le ia pe toate. Luați, fraților, tot ce e nevoie, dați-mi voi. Player picuri. Mersi mult de inimare, necunoscut hacker. Mersi mult. Vă aștept și pe YouTube cu un like și cu un subscribe, fraților, dacă
Dacă vă face plăcere. Du-du-du-du-du. I-am dat 100.000 de șanse lui Smolarek, care doar arată forță. Bro, o singură dată am jucat contra lui Smolarek să-mi pună probleme. În rest, de fiecare dată când am întâlnit, n-am avut probleme contra lui. Nu l-am încercat anul ăsta. Anul trecut mi-a plăcut, sincer. Că l-am avut în echipă, dar sunt foarte multe carduri pe anul. Asta, bă, pe de o parte e mișto asta, vă jur. E mișto că poți să ai diversitate în echipă. Nu mai vezi aceeași echipă de anul trecut, non-stop, aceiași jucători. Dar e gameplay-ul, mă, urât. Mie nu-mi place gameplay-ul, frate. Ce enervant e că trebuie. Da, nu, e foarte enervant procesul ăsta de a completa player pick-uri. Eu le fac de pe telefon, PC merge mai repede. Zici că merge mai repede de pe telefon? Eu nu prea mă descurc de pe telefon. Hai să vedem. Am început bine. Continuăm și mai bine. Îl iau pe ăsta de 87. Dă, bă, și mie, bă, să văd ceva. Dă-mi Drogba, hai. Evoluția lui Militao, habar nu am. Nu știu pentru că nu... Osimhen, nu m-a interesat. Deci chiar nu știu. Hai să mai facem niște player pick-uri. Parcă l-aș proba un pic pe Keen Striker în Weekend League. Bro, probează-l. Eu am jucat Weekend League-ul ăsta. Mi-am schimbat echipa de vreo 5 ori. Am jucat, mi-am schimbat echipa... Numai să mă distrez, frate. Mă înțelegi, am jucat cu Crouch, am jucat cu Okafor, am jucat cu Majri, am jucat cu Stanway, am jucat cu Orban, am jucat cu Akanji, Bellerin. Aici am schimbat așa, am jucat și cu Bellerin. Și cu Rhys James și cu Cafu. Schimbă, frate, și cu Mață n-am jucat. Eu mi-am schimbat echipa non-stop, frate. Nu mai stau, nu mai bat capul. Dacă e să câștigi, câștigi cu, înțelegi? Cu orice jucător. Bă, vreau să mai facem un 84-7. Dar hai să mai facem niște player pick-uri, poate ne mai dă ceva. Îl am și pe Ronaldo în forme Evo, forță. E bine că nu mai vezi aceleași echipe, dar nici că acum că face echipă și săptămâna viitoare apar alte carduri. Bă, ce-i drept? Ești confuz așa, știi? Da, dar totodată încă mai merge să joci, știi, și cu cardurile trecute, dar nu știu cum să zic. Vrei și să încerci carduri noi, știi? N-aș spune asta ca dezavantaj neapărat. Că, până la urmă, sunt mai multe carduri, nu simți neapărat. Uite, de exemplu, Akanji a apărut la... Când a apărut Akanji, că nici mai știu. Akanji SBC, nu mai știu, dar nu simți că și-a luat nerf sau ceva, știi, încă mai merge. Capita sau VVD de 90, VVD de 90 e informul, nu? VVD, VVD. Orice echipă ai avea tot același unul îl face, exact. Păi, normal că e scriptat, mă. Dar voi nu vedeți că sunt scenarii, mă, care se repetă. Când dai anumite... Dacă tu dai bară, adversarul tău îți dă gol pe contră. Dacă tu dai gol după kick-off glitch-ul ăla, care clar ține de script. Ultimul minut din prima repriză și de la finalul jocului, clar ține de script. Sunt o grămadă de faze care se vede clar că scriptat. Ca și content e mai fun față de anii trecuți, da. Card design-ul e mai urât, dacă mă întreb, față de anul trecut. Dar e mai fun. Ca și content, numai că e gameplay-ul foarte prost. Și gameplay-ul ăla îl trage tare în jos. Mi-a dat Roberto Carlos de 93, am bun pastor, nici nu știu pe care să-i joc. Bă, sincer, aș încerca Roberto Carlos. Păi uite, eu aseară la Weekend League. Că Vines am făcut 16. În meciul de 15 cu 3...
Am avut 2-0, în minutul 89 aveam 2-0, băieți. În minutul 89 aveam 2-0. În minutul 92, deși a fost doar un minut de prelungire, era 2-2. Dar l-am bătut în prelungiri, că m-am pus rău pe joc și l-am distrus. Să mai bine pe pase, da, dar ăla are nu știu dacă și Bon Pastor are cross plus. Are cross plus Roberto Carlos. Și e meta acum să centrezi. Nu 173 de like-uri, vă mulțumesc mult, fraților. Dacă facem și noi 180 sau chiar 200, ar fi superb. M-a bătut 4-3. Păi stai așa să zic eu fază. Am mai jucat cu unul tot la meciul de 14. La meciul de 14, când a fost scriptul ăla puternic. Avea 3-0 în minutul 10. Avea la 3-0 cu mine în minutul 10. În minutul 45 era 6-3 pentru mine. Că m-am... Oricum se vedea că e slab, știi? Se vedea că e slab. Golurile pe care... Adică omul nu știa să facă un borrol, nimic. La 6-3 minutul 45 a ieșit el, că și-a dat seama că nu e. Mie nu-mi este între alea nici cum. Trebuie să înveți să le dai, bro. Trebuie să înveți să te uiți la atacant. Atacantul îți cere centrare. Când ți-a cerut atacantul centrare, atunci trebuie să-i o dai. Și trebuie să vezi, să știi cumva unghiul, că nu merge să le dai chiar de oriunde. Ai mai deschis 85-60? Am deschis săptămâna trecută. Săptămâna asta n-am deschis. Hai să facem un... De la 84x7, încă unul, ultimul. Eu personal mor când văd că iau bătaie de la unul de se împiedică. Bro, te înțeleg, dar n-ai, ăsta e jocul, bro. Stai bă puțin. Mai stai să bag un icon, sigur. Doar cât îți ia să-l completezi? 5 minute. Era Modricianu. Și cine mai era duplicate, băieți? Pușcaș, hai să nu mai visăm. Cine mai era duplicate, că nu mai știu. Erau 2 de obi și 3, dar nu mai știu, frate. Asensio, ok. Asensio și Gavi, ok, mersi mult. Uite-i pe băieți, unul lângă altul. Pedri nu era, Gavi era. Pe ce contești pe cub? Pe cub. Hai să vedem. Încă unul. După diseară mai putem face 3. Bă, am prins un Haaland din primul. Adică bine ca rating. A, de fapt, stați că am două, nu? Am două, mă, de astea. Am două. Ia, fiți atenți. Îi fac două player locul și boroscop și dă mingea afară de frică. Da, se întâmplă să fac skill-ul și să sară mingea din jucători. Double lockout, haide. Cine e pe spate? Cine este? Cine vine? Alisson, bine care e. Și în spate? Vedem și noi Drogba? Nu. Dă-mi bă și mie. Drogba, mă. Leva? Nu. No. Adișor, mersi mult de pui, de rățușcă. Arată că am crește evoluția lui Militao. Da, e bun Militao, ăla, dai seama. E double lockout, nu am fost atent. Da, Oblak. Mai putem avea oare ceva în pachet? Pachetul portarilor. Nu. No. Ce să fac eu cu ăștia toți acum? Ce să fac eu cu ăștia? Am ce, da, cub 392 futuristic. Cub 392 futuristic. 392. Aș mai face un din ăsta, dar nu-mi dă nimic ca frate. Degrabă îi las acolo și bag mai târziu la ceva, că oricum nu prea mai am ce să fac. Așteptăm să ne dea share Robert. Și
Și după aia cred că încet, încet ne retragem, băiți, după iconul de la Robert. Hai să vedem dacă închidem live-ul frumos cu un icon de top. Bă, ce s-a modificat echipa mea după weekend league-ul ăsta? Deci fiți atenți. Portar nou, doi fundași noi, CDM nou, RB nou. Dar bine, trebuie să-i pun acum pe ăștia pentru XP. Pentru XP o să facem așa. Salut, Andrei, bine ai venit pe live, bro. Trebuie să joc așa ca să fac XP. Dă să-l bag și pe Casillas în poartă, că sigur îmi dă mai multă chemistry. Sau nu? Nu mă știu. Așteptăm share. Dar pentru XP ce trebuie să fac mai exact? Nu știu. Bă, și mai era și la Xabi Alonso, băi, de făcut. Stați așa, deci. Aici îmi trebuie 3 din Premier League, 3 spanioli. Trebuie să fac echipa, trebuie să o modific mai tare. Și mai era... Columbiani ăsta. Bă, și ăsta arată interesant, Columbiani ăsta. Nu arată rău deloc. Curaton pe striker acolo. Rare ești, mersi mult de cadouri pe TikTok, bro. Ce spui de Desai, Golazo sau Eder Militao? Bro, mi-a picat și mie Desai. Eu am jucat 2 meciuri cu el, atât am apucat să joc. Mi s-a părut bun. Chiar mi s-a părut ok. Deci aici, play 15, score 6, using any version. Ok, trebuie să dau gol cu Insigne. Și aici doar să... Joc, ok. Deci trebuie să mai bag, să am 3 spanioli, 3 din Premier League. Pe lângă aia. În echipă. Trei spanioli și trei din Premier League. Akanji aici. Van Dijk aici. Am 2 spanioli, mai trebuie un spaniol. Van Dijk gold. Mai trebuie un spaniol și unul din Premier League. Vrei să dai? Da, vreau să dau, cum să nu? 25 de player pick-uri, mamă, cum să nu? Mie îmi plac player pick-urile să deschid maxim, mai mult decât pachetele. Dar stai să deschid icon-ul la Robert, dacă tot așa, și după dăm un player pick-uri. Bă, mai trebuie unul din Premier League. Cred că îl bag pe Bernardo Silva asta. Aici. Și mai trebuie un spaniol. Stai că merge netul infect? Nu e problemă de război, așteptăm. Un spaniol, ce mai am eu pe aici? Raul. Raul. Aici. Gata, mă. Deci acum avem și 3 din Premier League. Mamă, numai 27, chemistry. Asta e. Nu, pot să renunț la Mbopi. Bag al manager. Manager francez. Bun. Dăm share, Cristi, să deschidem picule repede. Că nu poate Robert să-mi dea share. Ți-a picat pușca și Charlton? Bine, rău. Din 1500 de player... 1500 ai făcut? 1500 de player picuri. Ai stat un pic, tată. Ai stat un pic pe ele. Cred că o să fac așa. Ce... O să fie greu. Ăsta parcă e contul tău, bro? Nici nu știu. Să intru în party. Parcă aici am fost, nu? Așteptăm share. Share. 174 de like-uri. Face și eu 180, băi.
s-a pierdut de lebe la 5 meciuri după... Stai, nu înțeleg ce vrei să zici, Pedro. Ce meciuri pierdute? Mamă, 25 de player picuri, hai să vedem. Începem. Dă bă Icon, bă. 87, bine. Bro, iau chiar dacă îi duplicate, iau cei mai mari, că poate bați tu la ceva, știi? Gen dacă îți dă mai mari, de 85, 86, 87. Haide mă, mamă, burger. Am citit burger. M-a luat foamea. M-a luat foamea, instant. U, 89. Da, haide mă, dă ceva special, mă. Dă mai bine din alea de 80 plus, frate, decât din astea. A pierdut 5 meciuri la Weekend League și le-a dat degeaba ca să-i cadă adversar mai slab după... Cine a făcut asta? Nu știu, bro. E o teorie asta, da? Ui, dacă vrei să faci 16 cum am făcut eu săptămâna asta, nu mai poți să faci 16 dacă tu pierzi 5. Am luat aseară Ferdinand Totti, forță. Chiar bine. Din 80 plus am luat Pele Foot Birthday. Da, deci am zis, din alea de 80 plus dă mai bine decât din asta. Oh, stai. L-am băgat pe Kondogbia la Unleashing Potential. Dacă ajung Marseille în semifinală, mai primesc upgrade? Cred că da. Ah, dar e la mic, bă. E la mic, nu? Era bun. Robert, stai să termin aici după intro, da? Era bun, mă. Cred că primește upgrade. Adică eu așa știu. Ar trebui să meargă în continuare. Asta doar eSports știe. Nu lucrez pentru eSports, din păcate. eSports, dacă aveți nevoie de un angajat, dacă vreți să sponsorizați și voi live-ul ăsta, major. Să te uiți la echipă și la... Ok, ok. Dacă tu ai schimbat ceva. Ah, țin să acum, mie nu mi se mai pare o echipă standard, atât de volatilă, cum era în anii trecuți când făceam review-uri și ziceam acolo trebuie neapărat să joci ăsta. Acum, de exemplu, poți să-ți dau mai multe opțiuni. 4-5 jucători pe același post. Că-s buni toți, știi? Pe o parte e mișto, dacă mă întreb pe mine. Gheize, Mbappe sau Müller? Pentru mine Mbappe. Hai mă, doar un hero, mă. Bro, mersi mult de share. Overall sunt lose picurile astea. Chiar sunt lose. Da, da, mai bine din 80 plus. În fine. Hai să mergem și aici, la Robert. N-a fost să fie. Bă, am prins un hero, adică totuși. Hai să vedem echipa. Ba, am auzit că e bun rău Campbell ăsta pe autobloc. L-aș încerca un pic pe Campbell în locul lui Yashin, sincer. L-aș încerca, dar nu zic că l-aș băga. L-aș încerca. Vezi dacă te înțelegi cu el. Și cam atât. N-aș scoate nimic altceva în rest. Poate Bruno în locul... Da, nu, că și Hagi are pase foarte bune. Roberto Carlos. Frumos, ce să zic. Ia vedeți, long shots 99, shot power 99. Dai niște rachete cu ăsta. Arată bine echipa. N-aș băga nimic. Bine, sincer, cred că aș juca cu Eusebio în locul lui Kaká, chiar dacă ăsta are 5 skill moves.
Pentru că Eusebio se mișcă mai agil. Asta e mai greoi de fel. Din ce mi-aduc eu aminte. Din... Da, cred că aș încerca cu Eusebio în loc de Kaká. Și cam atât. Hai să vedem. Ce avem? Maică, nu? Dă-ți dau un registru, le poate pică ceva bun. Am pornit înregistrarea. Facem un intro. 88 plus, Thunderstruck, Winter Wildcard, Team of the Year sau Future Stars Icon Player Pick. Să fie ruină. Bă, vrei să zic o treabă? Gândindu-mă la echipa ta, cred că Xavi ți intră bine. Xavi e mai bun decât Hagi la mijloc, dacă mă întreb pe mine. Ca mijlocaș. Eu aș lua Xavi. Nu-i rău. Nu-i rău deloc. Nesta oricum nu e... Xavi e cel mai bun de aici. Hai să vedem dacă... Dacă ar merge băgat. Eu zic că ar merge băgat. Ca mijlocaș. Eu zic că e mai bun Xavi decât Hagi. Dar asta e doar părerea mea. Na, ma, tu știi. Mersi mult de share, bro. Mersi mult de share. Te las. Fraților... Ne apropiem de finalul live-ului, cam asta a fost pentru azi. Sper că v-ați simțit bine, am deschis foarte multe pachete. Premii de Weekend League, am văzut și pachete chiar bune, chiar bune. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Ne vedem pe următorul live. Dacă bagă ăștia ceva bombă, ai când diseară, poate facem mâine un live, dar după amiază. Vă aștept pe toți pe live dacă vreți. Vă mulțumesc mult pentru donații, mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru cuvinte frumoase, pentru că mi-ați stat alături, pentru bingo, pentru tot. Sper că v-a plăcut. Vă urez o zi frumoasă în continuare. V-am pupat. Pa.